Probabil că am devenit sceptic rău de tot, dar nu mai cred în coincidențe și întâmplări inexplicabile. Cu 3 zile până la scrutin au fost găsite probe care demonstrează că USATI și-a făcut campania pe banii serviciilor secrete rusești. Dar cu o lună în urmă, aceste probe nu existau, nu? Cum să nu? Orice copil putea proba asta, dar iată serviciile noastre? Nu. Dacă acest lucru se făcea acum o lună, nu mai aveam senzația că lui USATI îi se ridică mingea la feleu. Dar Dodon, el pe ce bani își face campanie? Când vor apărea probele? Mâine e cam ultima zi. Să fiu înțeles foarte clar, USATI și Dodon trebuie să fie nu numai scoși din cursa electorală, dar și judicați pentru înaltă trădare. La fel s-ar proceda în orice țară cu minimum de demnitate națională. Problema e doar felul în care ne tratează minunații noștri guvernanți pro-europeni. Ei ne consideră totuși idioți care continuă să creadă în intențiile lor nobile. O altă coincidență. Din Olanda vine un cadou electoral pentru pușcăriabilul nostru iubit în valoare de 70 de milioane de euro. Nu e așa că e un subiect fierbinte, demn de discutat în aceste zile? Ei bine, și noi ce discutăm? Discutăm despre USATI. În felul acesta, atenția opiniei publice este deviată spre un subiect convenabil PD-ului. O altă coincidență. În ziua în care Jurnal TV lansează dezbateri ample pe marginea scandalului legat de sechestrarea activilor lui Plahotniuc în Olanda, Focusat întrerupe emisia postului Jurnal TV. Cine să intervină acum, cu 2 zile până la scrutin, ca să medieze problema? Iată, acestea sunt metodele pro-europenilor noștri, să închidă gura celor care spun adevărul despre ei. Am mai spus și cu alte ocazii. Cei 3 cu șanse nu sunt singurele formațiuni pro-europene pentru care putem să votăm. Surpriză mare! Săptămâna aceasta a apărut un sondaj care spune că PLR va lua duminica peste 6%. Și asta în condițiile în care toate bopurile și imasurile lui Petruțe nu le dădeau reformatorilor nicio șansă, acordându-le 0,1%. Bine, dar așa ceva nu poate fi. Cineva dintre ei spune minciuni, nu vi se pare? Acum e momentul oportun ca domnul Petruțe să se ducă la biserică și să aprindă multe lumânări, dar foarte multe lumânări, rugându-se ca PLR să nu treacă în Parlament. În caz contrar, Petruțe nu mai are ce sonda în Basarabia. Așadar, suntem speriați cu lovituri de stat și pierderea independenței. Sensul ascuns al acestor mesaje de speriat copiii este să-i votăm pe ei, salvatorii noștri. În acest context, aș vrea să ne punem întrebarea, dar este oare independent statul Republica Moldova? Să luăm pe rând doar câteva criterii. Spațiul informațional. Televiziunile cu acoperire națională, dar nu numai, sunt în mâna rușilor. Securitatea spațiului aerian, aeroportul, în mâna rușilor. Independența economic-financiară, obiectivele strategice, sub control rusesc. Securitatea militară. Avem armată rusă de ocupație. Independența spirituală. Biserica se află în subordinea rușilor. Așadar, dacă vin dodoniștii și aliații, ei vor formaliza pur și simplu vasalitatea Republicii Moldova față de Rusia. Capac la toate le pune un fapt pe care mi l-a comunicat un telespectator. Banii care vin de la moldovenii ce muncesc peste hotare ajung în ultima instanță tot în buzunarul pușcăriabilului. Cum? Foarte simplu. Cetățenii noștri cheltuie acești bani pe mâncare, medicamente și materiale de construcție. Toate acestea sunt de 2 ori mai scumpe ca în România, de exemplu, și provin din import. Iar tot importul este controlat de pușcăriabilul nostru iubit. Cercul s-a închis. Votați echipa pro-europeană a PD. Astăzi este ultima emisiune a cabinetului în această campanie electorală și am hotărât să adun o echipă care mie cel puțin
Îmi este simpatic. Dacă vă aduceți aminte, o lună jumătate, cu o lună jumătate în urmă, am propus opinii publice, dar și partidelor politice, un proiect al cabinetului din umbră. Am adunat o echipă de specialiști foarte buni și am spus că am putea crea în felul ăsta o ofertă politică, o ofertă de o echipă. Astăzi i-am invitat de nou pe ei aici, n-au putut să vină toți, unii sunt plecați peste hotare, alții s-au îmbolnăvit, dar în schimb mai mult de jumătate au venit. Este vorba de Vasile Năstase, Ana Usache, Stanislav Pavlovski, Kiril Moțpan, Valentin Dolganiuc, Andrei Năstase și Mihai Manole. Vă salut încă o dată în cabinetul de umbră și avem foarte multe de vorbit azi. Aș vrea să începem cu o schemă oarecum pe care am testat-o și acum o lună jumătate, exact cum nu mi-o duc aminte, dar cred că o lună și jumătate. Hai să începem cu 100 de secunde. Fiecare în 100 de secunde să spună ce s-a întâmplat în acest interval de timp, cum vi s-a părut această campanie, nu doar campanie, în general cum vi s-a părut derularea lucrurilor. Să începem, Vasile Năstase. 100 de secunde. De obicei, o campanie electorală înseamnă oferta unor partide politice către alegători. Această campanie, eu nu pot să o numesc electorală pentru că ea este cu totul altceva. Este pentru prima dată în perioada independenței când o campanie este fraudată pe parcursul ei. Noi nu asistăm acum la o ofertă politică în sensul unor programe electorale pe care vin să le aducă și eu, în primul rând, aici mă refer la partidele care se află astăzi la guvernare și acele care au șanse să treacă despre așa zile partide cu șanse. Nimeni nu vine cu oferte serioase, nimeni nu vine cu propuneri serioase, nimeni nu vine cu proiecte. Ceea ce se întâmplă nu este nimic altceva decât o fraudă făcută prin intermediul televiziunilor. Nu mai putem vorbi în această campanie de pomeni electorale, pentru că am urmărit ceea ce se întâmplă. Deci, acum putem să vorbim doar de mită electorală, pentru că se dau cadouri de preț, se dau televizoare, frigidere, electrocasnice și așa mai departe. Am văzut toate aceste lucruri. Și cel mai dramatic lucru care se întâmplă că există duble standarde. Adică față de unele partide care, într-adevăr, comit ilegalități, care, într-adevăr, au foarte multe lacune în ceea ce privește finanțarea lor. Partidul Democrat, care este cel mai ticăloșit partid, nu pățește nimic, el fraudează alegerile în fiecare zi și acest lucru se vede și acum în Piața Mare Adunării Naționale. Ana Ursache. În această campanie eu am participat în mod direct ca și candidat electoral. Deci un produs electoral al cabinetului din umbră. Sunt un produs al cabinetului din umbră. Voi sunteți colegii mei, acel cabinet de miniștri cu care am început. Sub conducerea dumneavoastră, maestre, a fost o campanie unde am văzut lucruri urâte și lucruri frumoase. Am văzut susținerea și speranța din partea multor cetățeni care vor o viață mai bună pentru Moldova. Dar m-am convins că avem un mare pericol care s-a abătut asupra țării noastre. Este iminența creierii unui triunghi periculos format din cei trei vlazi. E vorba de Voronin, care a început un precedent criminal pentru Republica Moldova în a obstrucționa justiția, în a o subjuga și a face tot ce ne s-a întâmplat mai rău în această țară de la venirea lui la putere încoace. Este vorba de Plohotniuc, care a crescut sub umbrela lui Voronin, de fapt din subțioara lui Voronin a ieșit, și este vorba de un Filat care a propus și a promis să-i ducă la pușcărie pe ăștia, să-i pedepsească, și nu a făcut nimic altceva decât să le ceară scuze, după care să-i îndrăgească. Acest triunghi mă sperie. Cu acest triunghi am încercat să lupt în campania electorală, să încerc să le spun cetățenilor ce trebuie să facem și cum trebuie să ne protejăm de această monstruoasă coaliție care mi se pare că o să distrugă Republica Moldova. Și aici, iar vreau să revin la mesajul pozitiv, am văzut oamenii noștri din diasporă care nu o să permită acest lucru, oameni care vor vota doar partide pro-europene, oamenii care vor zice nu fraude electorale și oamenii care vor arde la vot Partidul Democrat și această proastă alianță pe care vor să o facă ei într-o a merge foarte prost în Republica Moldova. Stanislav Pavlovski.
Da, aș dori să fiu optimist, dar din păcate viața nu ne dă prea mari șanse. Trebuie dispus că pentru mine personal, compania aceasta electorală a fost o companie plină de dezamăgiri și cred că au dispărut ultimele iluzii. Pe de altă parte, compania aceasta a manifestat că într-adevăr trăim într-un stat captiv, unde justiția nu lucrează, unde justiția pur și simplu există ca un cuvânt, după care nu este nimic absolut. Și ceea ce mă îngrijorează este faptul că poporul nostru, așa numit electorat, așa și nu s-a trezit din somn, și în situația în care țara arde, lumea se distrează în piață, îl privește pe Filip Kirkorov, pe Galkin, cine mai este acolo, în loc să se gândească ce de făcut cu țara noastră, deoarece nimeni nu să vină aici să-i facă ordine. Până ce noi nu să ne trezim, până ce noi singuri nu să facem ordinea aceasta, starea de fapt în țară nu să mai schimbe. Și mă bucur foarte mult că sunt măcar puțini oameni, inclusiv și cei care sunt prezenți în acest studio, care într-adevăr au grijă de țara aceasta, care într-adevăr vor să schimbe ceva. Din păcate, acest potențial în marea sa parte a rămas nesolicitat. Mă rog, probabil că nu a venit timpul. Eu totuși cred că mai devreme sau mai târziu lumea să înțeleagă necesitatea schimbărilor reale, ce nume mare a reformelor care la noi are loc în țara noastră. Da, mulțumesc, Kirill Moscan. Am câteva secunde în plus, probabil. Eu încerc de fiecare dată să fiu optimist și bănuiesc că undeva chiar am acest drept, pentru că văd și niște schimbări totuși. Nu e toată lumea la fel în această țară noastră. Încep să-și dea seama care este diferența între adevărul european și minciuna estică, de exemplu. Mă conving din întâlnirile pe care le-am și eu cu oamenii că campania, deși este într-un fel un deja vu, are totuși ceva aparte. Mai multă lume a putut să-și spună cuvântul. Inclusiv acei care suntem în acest studiu au putut să-și spună cuvântul direct, având această posibilitate. Au putut să-și transmită mesajul de consolidare pentru apropierea de Uniunea Europeană, ceea ce este de asemenea foarte important. Mi se pare că în linii mari, ceea ce ar trebui să ne deranjeze acum este factorul extern și consolidarea forțelor nenaționale, să le zic eu așa. Pentru că ultimele evenimente care s-au întâmplat aici la noi trebuie să ne pună pe gânduri. Se întâmplă așa că cunosc mai multe detalii a unor lucruri și aceasta mă îngrijorează. Până la urmă, cred că mai sunt doar două zile, putem zice două zile și ceva până la ultima zi, vom avea suficientă inteligență încât să înțelegem ce avem de ales și să facem alegerea corectă. Valentin Dolgănuc. Campania aceasta electorală nu este nimic altceva decât o mare cacealma. Iar perdanții sunt electoratul. Perdanții sunt cei care vor merge la vot ca la abator, ca de atâtea ori, pentru că tehnicile electorale care sunt folosite, inclusiv și la nivel de subconștient, aceste pomeni electorale, concerte electorale, nu știu dacă după aceste concerte, după ce vor avea loc alegeri la 30, vom servi CD-uri cu Kirkorov și cu Laima Vaicule sau nu mai știu cu cine, pe masă ne se va pune. Dar vreau să zic că, până la urmă, această minciună, deci care o întâlnim la fiecare pas, care o întâlnim de pe ecranele televizoarelor, care o vedem în spațiul public, care o întâlnim la fiecare pas în viața de toate zilele, ale aceste promisiuni deșarte, sunt exact ca și o haină care nu se potrivește unui corp hâd. Exact ca un costum care este foarte bine cusut de către un croitor cu bun simț, dar este îmbrăcat de către o persoană, deci care are sufletul murdar, care este nespălat, care este nu are nimic moralitate în el. Exact acestea se întâmplă în această campanie electorală. Eu, spre deosebire de colegii mei, la fel sunt optimist, numai că acel optimist care spune, spre deosebire de un pesimist care spune că mai rău nu poate fi, eu sunt optimist și spun că poate fi și mai rău.
Dar sigur că speranța moare ultima, sau speranța moare odată cu noi, și nu se termină viața în Republica Moldova cu această campanie electorală. Sunt sigur că după 30 noiembrie vor urma alte evenimente, fiindcă nu mor caii când vor câinii, dar nici câinii când stăpânii. Andrei Năsas. La cele două luni de campanie electorală, pentru mine au trecut destul de nevoios, să spun așa, pentru că aceste două luni au fost, de fapt, apogeul acelor 5 ani de crimă continuă. Republica Moldova a fost sfâșiată în acești 5 ani de zile. De cine? De cei care au pus mâna pe această guvernare, nu numai din spatele Partidului Comunist, și vorbesc aici de PD, vorbesc aici de Marian Lupu, mă vorbesc aici de Plahotniuc, de toată banda lui de pediști. Ei spun pediști, eu spun că e o bandă. Aceste două luni de zile mi-au arătat cât de încotro mergem. Și s-a spus aici că mergem la abator, mergem, nu știu, eu cred că mergem către o dictatură. Și o dictatură, știți cum, poate fi comunistă, nu știu care, dar mergem către dictatura mafiei. Ceea ce se întâmplă chiar în momentul ăsta, ați văzut asta ce s-a întâmplat la Curtea de Apel, ceea ce s-a întâmplat zilele astea cu televiziunile, s-a dat un eveniment atât de important, s-a vorbit atât de intens pe faptul că Plahotniuc totuși a mai fost încă o dată deconspirat, că i-a fost sechestrat activele. Spunea aici un coleg de-al nostru că s-a putut în această campanie vorbit mai mult. Este adevărat și eu sunt de acord, s-a putut. Multă lume a avut ocazia să o facă, dar n-au făcut-o. N-au făcut-o televiziunile pentru că sunt capturate, n-au făcut-o instituțiile statului pentru că sunt capturate, n-au făcut-o cei care trebuiau să intenteze dosarele penale și n-au făcut-o. Și tot așa, deci eu sunt sceptic, totuși mai am curajul să mai sper. Și două zile. Mai am curajul să mai sper că va veni totuși acea izbăvire de la oamenii de bună credință, care devin tot mai mult și mai mult totuși. Mihai Manole. O să încep și eu cu optimismul, cu optimiștii, da? Dar am toți suntem optimiști aici. Opinii că optimiști sunt cei mai informați pesimiști. Deci, dacă am luat ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, mi s-a creat așa o impresie, nu știu cum la colegi, că soarta alegerilor ar putea fi hotărâtă în alt loc decât la urne, da? Nu știu cum la dumneavoastră, da? Mă aud și discut în jur și așa mai departe. Din ce considerente? Toate promisiunile sunt pentru viitor. O să creștem, o să dăm, o să facem, numai la cine o să luăm. Asta e una. Doi, ceea ce a fost adoptat ca, am spune așa, acte normative, ca promisiuni pentru o transparență în cadrul proprietarilor, dacă am vorbit de bănci comerciale, mass media, dacă am vorbit, practic n-a schimbat nimic în această situație. Tot au rămas intransparent. Deci nu putem vorbi, am spune așa, cu o încredere, cu cunoaștere de cauză, că da, avem o informație corectă în caz de față. Poate cu un lucru, am spune așa, care mă mai bucur că, cum a spus o cunoștință, bugetul șede pe scaun. Așteaptă bugetul ca să fie votat. Și nu știu ce ar fi mai important. Foarte mulți încearcă să ne convingă că cel mai important este stabilitatea. Stabilitatea. Poate că este corect și în ceea ce se întâmplă în regiune, da? Dar totuși, ce facem cu viitorul nostru? Este o întrebare foarte serioasă la care numai noi putem răspunde. Prin prezența la alegeri și expunerea votului. Da. Hai să începem acum discuțiile propriu-zise. Iată că o campanie pe care o credeam a noastră, noi aici chiar i-am spus leșinată, iată că explodează pe ultima sută de metri, iată că apar scandaluri, iată că apar teme, subiecte extrem de incendiare. Sigur că azi avem măcar două, trei subiecte extrem de importante, le vom discuta, dar nu pot. Cred că dintr-o pornire pur subiectivă nu pot să trec pe lângă un eveniment care se desfășoară acum la 100 de metri departare de acest studio. În Piața Mare a Adunării Naționale, Partidul Democrat organizează un concert. Din trei motive sunt extrem de deranjat. Unul, că pur și simplu nu circula în oraș în aceste două zile. Totul este blocat, lumea înjură și nu înțeleg pe Plahotniuc sau cine, Plahotniuc a dat banii, nu înțeleg de ce a dat banii, ca să te înjure lumea. Doi, vreau să știu cât costă aceste două concerte. Osatei a folosit banii din serviciile rusești, dar el ce bani, pe ce bani costă o căruță de bani?
sigur. Și trei lucruri care, bine, din punctul meu de vedere este comic. Partidul Democrat încearcă să demonstreze că ei suc de la două țițe. Ieri au fost, au cântat europenii, azi cântă rușii. Ei sunt și cu ăștia și cu ăstea. Sunt cei mai șmecheri. Este o percepție a mea subiectivă. Cum vi se pare dumneavoastră? Eu aș începe de la al patrulea lucru, care mă deranjează foarte mult. Poate mai mult decât primele trei, pentru că, da, cu ambuteiajele mai suntem noi deprinși. În acest moment, toate trâmbițele lui Plahotniuc transmit în direct aceste concerte, cu sigla lor, cu minciunile lor și așa mai departe. Galkin s-a perindat pe la Publica cu microfonul de la Prime. Acum stau acolo și pur și simplu... Uitați-vă, cine stă în spatele acestor... Noi acum vorbim de niște ilegalități care, în primul rând, se încalcă codul audiovizual, se încalcă codul electoral, se încalcă toată legislația Republicii Moldova. Asistăm la, practic, la un non-combat din partea acelor cu șanse, eu zic. Pentru că eu, la sfârșit, am să revin la... există câteva partide în Republica Moldova, trebuie să spunem chestia asta, care muncesc, care luptă, care fac ceva în această campanie. Restul nu fac nimic. Deci acest lucru este ultra deranjant, pentru că în spatele acestor organizatori, cine stă, domnule? Hai că-i Plahotniuc ăsta, înțelegem noi, cu milioanele lui furate, cu miliardele, cu chestii. Domnule, stă președintele Parlamentului. Președintele Parlamentului, deci un individ care a învățat la Iași. Eu îi cunosc familia lui. Eu am luptat împreună cu tata lui, am luptat pentru democrație. În 1989 am fost persoană de încredere împreună cu tatăl lui și l-am susținut pe Anton Grăjdieru ca persoană de încredere împotriva unui comunist de la Florești și am câștigat. Noi mergeam, el era micuț acolo. Dom'le, pentru ce am făcut aceste eforturi? Băi, Igoraș, nu ți-e rușine ție că acum după 20 ceva de ani să faci aceste porcării? Am văzut ieri un filmuleț. Se împlineau niște ani de când au fost mormântați doi băieți care au murit la Nistru. Fix același lucru mă întrebam și eu. Oare cei băieți care au murit la Nistru și care unii dintre ei sunt schilodiți și mai departe, oare chiar ei au luptat ca astăzi Republica asta să fie controlată și guvernată de un proxenet, să fie guvernată de o rață mută, cum îi se spune lui, de un contrabandist și mai departe? Nu știu, este într-adevăr strigător la cer ce aici se întâmplă, iar astăzi am butonat toate televiziunile, pentru că am stat acasă și a trebuit să stau acasă. Am butonat și eu mi-am spus așa, dacă USATA, pe care eu chiar am scris undeva pe Facebook, am spus, domnule, el nu avea ce căuta în politică, el trebuie să se ocupe de altceva, în Rusia, în Belarus, în alte parte, dar dacă tot a ajuns în politică și dacă USATA a fost nevoie să fie scos, pe m-am uitat la ce se întâmplă la televiziunile lui Plahotniuc. Plahotniuc trebuia să fie scos de 50 de ori, cel puțin, în cele două luni în care s-a petrecut această campanie. Nu se întâmplă același lucru. Vorbeați de niște bani. Și aici trebuie să spunem că legislația Republicii Moldova stabilește sancțiunile pe care le aplică acum lui USATA, că ar veni bani din exterior. Același lucru se întâmplă și cu banii fraudoloși sau cu banii ilegali sau cu banii neacoperiți. De unde? Aș vrea să-l întreb, doar știți foarte bine, Plahotniuc și-a declarat niște averi. Când a ieșit la televizor, a spus că are avion, că are motoretă, că are un cartier și așa mai departe. Când ne-a uitat în declarație, nu avea nimic. Ei, de unde are toți banii ăștia? Da, asta e o întrebare. El trebuie să răspundă la întrebarea asta. Și aici am și eu un coleg, cum se spunea mai înainte, este unul Corneluș. Dragă Corneluș, noi am fost cu tine colegi la Iași, chiar am fost acolo. Tu ai ajuns, în timp ai ajuns să fii procuror general. De ce, domnule, ai luat apă în gură? Eu văd, eu te sesizez în fiecare zi, aproape în fiecare zi te sesizez cu câte o crimă. De la bugetul de stat care stă pe scaun, dar e furat în fiecare zi, te sesizez, aproape zilnic te sesizez cu o crimă. Ați văzut măcar o reacție de-a lui Gurin? Nimic. Dom'le, dar s-a sesizat fiscul, s-a sesizat cecul măcar într-o fără de lege făcută de Partidul Democrat? Nu. Dar într-o fără de lege făcută de Partidul Liberal Democrat? Nu. Și cel mai grav ce aici s-a întâmplat în Republica Moldova astăzi este... devenirea a unui întreg a doi indivizi. Al treilea este ținut așa ca un cățeluș. Și vorbesc aici de un mare general, pentru că eu spun că mare, pentru că nu poate, un general nu poate fi mic. Un președinte de țară cu două termene să ajungă să fie cățelul purtat de Plahotniuc pe la televiziunile lui. Dar vorbesc aici de doi indivizi pe nume Vladimir, amândoi.
ei preferă să spună Vlad, dar ei sunt niște Volodia, pur și simplu. Trei Volodia. Doar, nu, vorbesc de doi. De un Filat care îmi spunea în 15 noiembrie, dacă mi-am amintesc eu bine, îmi spunea tuturor, iar mie mi-a fost dat să-l aud și un particular să spună că nu se va închina în fața mafiei. Și acest individ nu că s-a închinat în fața mafiei, o servește, este atât de servil acestei mafii. Când nici măcar, deci a devenit un întreg, Plahotniuc Vladimir și Plahotniuc Filat, pur și simplu astăzi au devenit un întreg. Iată motivul pentru care nu cred că în Republica Moldova mai există minte lucidă care să-l mai voteze încă o dată pe Filat, Leancă. Nu sunt sigur, Ana Ozea. Nu cred. Eu aș vrea să amplific mesajul lui Andrei. Eu vin acum din sânul campaniei electorale. Vreau să vă zic că lumii de la țară, oamenilor, majoritatea oamenilor care am vorbit și am fost de la nord la sud, de la est la vest, le provoacă scârbă Partidul Democrat. Eu sper că nu-i votează. De aia cea mai mare temere pe care o am eu, că acest om cu un psihic instabil, acest plahotniuc, va intra în panică pentru faptul că el a zădărâncit munca Partidului Democrat, care a fost un partid odată, pentru că el l-a spurcat cu prezența sa și odată ce acest partid pică jos în toate sondajele, nu mă refer la asta domnului Petruță sau cum îi zice dânsului, ci mă refer la sondaje adevărate, sondaje interne, la încrederea și neîncrederea totodată a oamenilor. Mi-e frică că organizatorul concertului de azi, Doamne ferește, se va putea transforma în organizator unui Maidan aici. Pentru că el intră în isterie. Deci am luat sensul pejorativ în așa caz. Deci în sensul sângeros, chiar nu mă aștept să spun așa. Pentru că am asistat anii ăștia la adevărate tragedii care s-au produs din cauza ambițiilor acestui omuleț mic. Mic în toate sensurile cuvântului. Și are pentru asta toate instrumentele, toate sculele. Are o procuratură captivă, unde mie îmi pare foarte rău că prietenul și colegul meu, Andrei Năstase, a învățat statul într-o bancă la școală cu acest gurin fără față, fără chip, fără nimic. Îl are pe acest ciocan care nu observă nimic din fraudele electorale care se întâmplă zi de zi din aceste domene. Are două ciocane, Anișoara, două. Două ciocane. Sau hai să zicem ciocan ca un substantiv din ăla. Deci un ciocan mare format din mai multe ciocanașe. Da? Oamenii care au devenit ciocanelele cuiva. Oameni care nu observă lucruri foarte clare, resursele administrative folosite la greu. Repet, eu vin din campanie unde le văd mașinile. Domnul Diacov, v-am văzut la Leova cu mașina RME 009, cum ați ieșit cu o rămadă de oameni și făceați pe timpul de serviciu, cu mașina guvernului, făceați campanie electorală. L-am văzut pe Filan Năstrășeni, i-am văzut pe toți, i-am și făcut fotografii, jumătate din ele postate de Facebook sunt făcute de mine, eu sunt acolo în teritoriu, îi văd cum resursele sunt date la greu, aceste delvezi, acest registru care riscă să ne dea o mare fraudă și aceasta este un risc extraordinar și aceste persoane impotente care se numesc Filan și Voronin, care într-adevăr, îl susțin pe Andrei aici, care o să vină să fie cățelușii de cameră a lui Vlad Plahotniuc. Da. Deci, oameni buni, suntem într-un pericol foarte mare. Însă, am avut astăzi 5 minute de zâmbet. Când am citit un mesaj pe Facebook, unde a zis cineva câți oameni are la concertul lui Kirkorov, tot atâți votanți și nici măcar aia cu siguranță nu votează. Așa aș vrea eu să fie. Dar aș vrea să ne consolidăm și să evităm ca să ne distrugă odată cu răzbunarea și cu panica în care intră acest om și cu mimările de Antifa, ce mai zice el? Vom discuta asta. Mie mi se pare de-a dreptul bizară ideea unor politicieni care cred că odată cu concertele pe care le organizează, ei crește și numărul votanților. Mi se pare de-a dreptul bizară. Da, dar în aceste concerte există două elemente care trebuie spuse, adică lucrurilor trebuie spus pe nume. Acești oameni care se angajează la aceste concerte ca să le facă campanie electorale, adică am în vedere acești cântăreți, așa zici cântăreți, fiindcă ei își pierd din toată demnitatea lor și toată stima care au avut-o până la momentul actual din partea oamenilor corecți, onești, oamenilor normal din această societate. Eu nu vorbesc cei care vin din Rusia sau cei care vin pentru bani din altă parte. Eu vorbesc de cei care cunosc starea de lucruri de aici, din interior. De aceste personaje, de acești oameni talentați de la Dumnezeu care fac campanie electorală și primesc
Cel mai grav element în aceste concerte sunt acești bani criminali, bani plini de sânge, pe care ei îi iau după fiecare concert, pentru fiecare cântec, pentru fiecare jumătate de oră cântată și pentru fiecare oră cântată. Deci aici sunt bani criminali. Bani care au provenit și au ajuns în buzunarele lui Plahotniuc, deci în urma crimelor, în urma deci, a proxenetismului, în urma furtului banului public, în urma dilapidărilor și furtului banului privat, în urma preluării ilegale și ilicite a hotelului Codru, a altor bunuri în Republica Moldova. Cum se împacă acești oameni care se numesc artiști cu acești bani murdari? Oare nu le se frig mâinile atunci când pun mâna pe ei și îi bagă în buzunar? Da, Valentin, există și o altă fațetă a monedei. Adevărul că nimeni nu-i plătește decât ăștia, da, cu bani criminali. Dar aici este pe lumea aceasta. Fiecare dintre noi avem o singură viață. Nu știu, mai sunt artiști mari, da. Sunt artiști foarte mari care sunt plini de bani. Eu nu înțeleg, cu tot respectul pentru Anastasia Lazăriu. Amintiți-vă când a cântat Ciolacu pentru Usat. Cât tam-tam s-a făcut așa mai departe. Dom'le, dar prin ce este mai bun doamna Lazăriu? Ce este mai bun Plahotniuc decât Dodon, decât Usat? Noi am vorbit, Vasile, aici despre Lazăriu. Cât tam-tam s-a făcut pentru concertele care le făcea Usat? Iată că exact aceiași putiniști, artiști putiniști care îl susțin pe Putin la Moscova, că doar nu l-au chemat pe Macarici, nu? Deci stau aici acum bine mersi în centrul orașului și își bat joc de limba, că unul zice acolo că limba asta moldovenească, suntem în anul oilor, nu fiți oi, zice vaicul. Deci o bătaie de joc de moldovenași ăștia noștri ticăloșiți, care nu se duc acolo. Dom'le, în centrul orașului am ajuns în secolul 21 să auzim muzică rusească și ticăloșită de dimineață, bună seara. Iată o remarcă bună. De ce nu l-au invitat pe Makarevici aici? Un mare artist rus, un mare opozant. Am ajuns la ideea despre demnitate. Toată discuția vine încet spre acest cuvânt care cam lipsește din vocabularul nostru sau nu-i dăm nuanțele pe care trebuie să le dăm. Dar eu am pornisem inițial cu optimismul și am și o notă de optimism și aici. Am fost și ieri. Am trecut prin piață să văd ce se face acolo. Așa mi-e interesul de ziarist. Și am trecut și astăzi și nu e atât de mare bucurie. Vreau să zic că banii care se cheltuie pentru toate lucrurile acestea nu merită, sau efortul nu merită ceea ce se întâmplă. Este ceva lume acolo. Nu e obligatoriu că sunt toți votanți. De aici și optimismul meu, pentru că mai circul și prin țară și mi-am dat seama că nu mai este atât de mare influența acestui partid. Lumea, și prin mesajele noastre de altfel, începe să se convingă că sunt lucruri pe care ei trebuie să le vadă real, așa cum sunt ele. Se încearcă să se scape de această manipulare obraznică care se face permanent. Și de aici micul, nu știu cât de mare optimismul ăsta al meu, că lumea va face alegerea corectă, pentru că sunt multe partide pro-europene acum, cu oameni foarte de treabă, cu oameni onești, cu oameni integri și este de unde de ales. Eu cred că până la urmă acesta ar trebui să fie mesajul nostru, să convingem lumea să iasă la vot și să facă alegerea corectă, inteligent. Apropo, acum mi-am zis că trebuie să votăm cu rațiune, pare mi se că. Cam de obicei, păi eu votam sufletul. Nu? Cam așa, tot timpul trebuie cu rațiunea. Aceasta chiar e pericol și trebuie să gândim. Aș vrea să fac o remarcă care mi se pare importantă. Am văzut astăzi pe rețele o monitorizare făcută de cineva, făcută cu referire la televiziuni, la talk show-urile care sunt făcute în televiziuni pe perioada asta, nici măcar perioada electorală, pe o săptămână. 16-20. 20 și ceva noiembrie. Este monitorizat gradul de imparțialitate a moderatorilor de talk show-uri. Vă comunic cu enormă bucurie. Cu enormă bucurie. Jurnal TV e pe ultimul loc. Și vă spun de ce vă comunic asta cu bucurie. Naturlich. Mi se pare și sunt convins chiar În condițiile în care trăim noi acum, în condițiile în care furtul, hoția, necinstea, lipsa de demnitate tronează în acest stat, în această formațiune statală, tu făcând emisiuni de dezbateri, emisiuni de opinii,
să adopți această politică a deontologului care măsoare milimetric cât acordă, nu sunt așa, n-am să fiu așa, mă bucur că sunt pe ultimul loc, înseamnă că spunem, aș vrea să vă întreb, cum pot să evit, Dumnezeule, cum putem să evităm niște subiecte dacă prietenul nostru, amicul meu, mereu ne furnizează teme foarte grave? Iată, Andrei Năsase, am vrut să discut toată tivătura asta cu Olanda, cu Curtea de Justiție Olanda, lumea știe, a văzut, a ascultat. Citesc, cred că pe blogul lui Marian Ilici, și unde spune, domnule, dar nu e adevărat. Olanda, în general, e o țară unde foarte ușor sunt executate aceste cereri de pune sub sechestru. Păi m-am gândit ce proastă țară, ce proastă țară e Olanda. Au zis că eu în general n-am nicio atribuție, n-am conturi, nimeni nu a spus că ea are conturi ascunse. Dar lucrul cel mai important, Marian Ilici spune că, din câte știu în general, cererea, depunere sub sechestru a activilor lui Plăhotniuc nici n-a fost acceptată. Eu vreau să întreb, a fost acceptată? Am să... Spun și eu cu un mare, mare regret. Nu mai zic că spune el că după campania electorală ne va rata el abia, nu știu ce. Abia te aștept, Marian Ilici, dar te aștept în Olanda, te aștept în Marea Britanie, în Germania, în Danimarca. Vin acolo. Aici, în justiția lui Plahotniuc și a lui Poale Lungi, îți spunem din start, șansele noastre sunt zero. Ceea ce, eu am văzut și eu postarea lui Marian Ilici. I-am făcut și eu un comentariu acolo și am spus așa, parafrazând, am impresia pe președintele Băsescu, spunându-i unui prim-ministru care urma să ajungă în pușcărie. Mariane, nici nu știi cât de mic începi să fii. Știți de ce? Pentru că Mariane Ilici preferă de fiecare dată, așa cum l-a învățat șeful lui Plahotniuc, să mintă. Că Plahotniuc este, practic, minciuna, să cunoaște chestia asta, deja în cazul Interpol și așa mai departe. Dânsul, dacă ați văzut în postarea lui, niciodată măcar n-a pronunțat substantivul Plahotniuc. Putea să spună o linie dacă nu-i place Plahotniuc. Niciodată. Corect. Deși ordinul de sechestrare a 70 de milioane de euro îl viza în mod direct Plahotniuc și firma lui, imperiul lui, Otiv Prime. Marian Ilici apare în această hotărâre existentă, reală, nu virtuală, de care el vorbește, că va fi peste două săptămâni sau peste doi ani sau nu știu când. El apare acolo pentru că el a făcut garanția politică a acestei tranzacții a unor bunuri fraudulos obținute de către șeful lui Plahotniuc. Eu am să fiu foarte succint, în 2010 și 2011 Plahotniuc a furat tot ce s-a putut din sistemul financiar bancar. Toate băncile, toate companiile de asigurări mai profitabile au fost strânse de către Plahotniuc. În 2011 a fost depistat și eu am spus și ieri într-o emisiune și spun și astăzi, pe 13 septembrie a fost depistat și deconspirat public cu toate detaliile posibile care au existat. La 3 luni distanță, dânsul înțelege că nu mai poate ține activele frauduloase și încearcă să le vândă. Ei, nimeni nu mă poate convinge că ele au fost vândute, cel care le-a cumpărat a fost de bună credință. Nimeni nu o să mă convingă de asta, pentru că pe fundalul scandalului care s-a produs atunci, știi, toată lumea, au fost reacțiile instituțiilor internaționale și așa mai departe, nimeni nu mă poate convinge că a fost de bună credință. Dar acei care pretind că au fost de bună credință, totuși au fost convinși de faptul că Marian Ilici, Marian Lupu, a girat, el a garantat că, atâta timp cât el este președinte al Republicii Moldova, el era atunci președinte interimar, era președinte al Parlamentului, era individul care numea sau care propunea Parlamentului instituirea procurorului general. Vă amintiți atunci, procurorul general era braconierul Zupco. El da garanția că niciun dosar penal, niciun dosar civil împotriva acelor furturi făcute de Plahotniuc, nu va avea sorți de izbândă în Republica Moldova. Un alt individ care apare în această tranzacție importantă de 70 de milioane, cel puțin de 70 de milioane, pentru că noi avem acum o hotărâre a unei curți olandeze. Furturile sunt mult mai mari decât cele 70 de milioane sechestrate. Apare cine? Nu, nimeni altul decât finul de cununie a lui Plahotniuc, pe nume Adrian Candu. Vă amintesc că el atunci era deputat, era persoană publică, care potrivit normelor moldovenești, nu vorbesc de normele comunitare,
Dar din normele moldovenești nu era în drept să fie reprezentant, nu putea să fie, să aibă o asemenea, cum să spun eu, activitate. El a făcut-o și știți pentru ce? Pentru iarăși pentru a da, cum să spun eu, pondere acestei tranzacții, adică pentru a fi o garanție în plus pentru cei care cumpărau. Iată ce ar trebui să ne spună Marian Iliș și să spună alegătorilor săi de pe Facebook. Nu să vină să vorbească iarăși, că să lovește în mine, să vorbește, da, în viitorul nostru european, în Alianța pentru Integrare Europeană. Și ăștia trei sunt candidați pe lista Partidului Democrat. Ei sunt candidați în deputați. Și eu mă gândesc eu că oricum s-ar derula evenimentele, chiar dacă intră PD-ul în Parlament, chiar dacă intră, oricum, nu văd cum acest subiect ar putea fi fentat. Nu văd cum putem să evităm subiectul ăsta. Odată și odată trebuie cineva să răspundă. Plahotniuc trebuie să răspundă la întrebarea. De unde aceste 70 de milioane, Valentin? Aici, dacă este, facem trimitere la, și referință la ceea ce ai zis cu această imparțialitate. De fiecare dată, pe parcursul ultimelor 3-4 ani de zile, când am apărut în spațiu public, și nu numai eu, dar persoanele care au spus lucrurile pe nume, de fiecare dată ni s-a stupat gura și chiar am avut replici din partea unor colegi destul de cunoscuți și din mass media, dar și din spațiul politic, care spuneau că prin ceea ce faceți voi, de fapt, voi periclitați drumul european al Republicii Moldova. Ori aceste subiecte despre care vorbim și acum seara, subiectele care au fost abordate în diferite teme și în diferite emisiuni, deci nu numai la... adică într-un spațiu destul de restrâns, fiindcă despre acest subiect nu s-a vorbit nici la o televiziune a lui Plahotniuc, de exemplu că a fost sechestrat cele 70 de milioane pe parcursul zilei de azi sau de ieri. Deci nu există așa ceva. Subiect este tabu, deci, pentru aceste televiziuni. Noi nu putem să tăcem. Eu vreau personal să trăiesc într-o țară normală. Eu vreau să trăiesc într-o democrație europeană. Eu nu vreau, deci, să fiu mințit. Eu nu pot fi mințit. Eu vreau ca în capul meu să fie moralitatea și corectitudinea. Dar în niciun caz să nu fie, deci, minciuna, furtul și crima, așa cum se întâmplă. Așa că această imparțialitate, de fiecare dată vom fi acuzați și Val Butnaru va fi acuzat de fiecare dată de imparțialitate când va spune lucrurile pe nume. Valentin Doganiu, aici ar trebui totuși să fac o remarcă. Noi nu atât periclităm mersul lui european. E o inepție. Dar noi putem fi învinuiți și poate, într-o oricare măsură, pe bună dreptate, că noi încurajăm scepticii, încurajăm indicii și să nu iasă la votare. Mihai Manole. Deci, discutând cu cineva din Europa, în ultim timp, niște mese rotunde au fost participarea așa structurilor comerciale din afara Republicii Moldova, cineva a avut așa o idee. Nu trebuie să vă imaginați că voi vă-ți impune standardele voastre Uniunea Europeană. Voi trebuie să le implementați cel din Uniunea Europeană. Da? Și când vorbim toate lucrurile care se întâmplă, aduc aminte că săptămâna trecută au fost niște lucruri care nu pot rămâne fără atenție, da? Mă refer la poziția unui diplomat european care a expus, care finanțează reforma justiției, apropo, da, pe 140 de milioane. Domnul deci Tatiola s-a expus foarte așa inteligent, diplomatic, pe unele probleme. Pentru că noi să începem să ne o țară unde nivelul corupției este foarte înalt, dar nu avem corupționeri. Iată care e problema. Și nu pot să-l fie nici coizere. Corupție este, dar corupționeri nu sunt, da? Și m-am mirat că persoanele oficiale au comentat într-o măsură foarte... Sau deloc. Insolentă. Insolentă. Au spus obraznică. Că ce mă întrebați pe mine? Întrebați sau ce care finanțează. Deci eu cred că... Dar trebuie să fie aceste schimbări. Dar trebuie să spunem și numele. Numele acestuia este Poale Lungi. El este fost judecător la CEDO. Rețineți cine este acest... El cunoaște protocolul diplomatic. Mai mult, clar, diplomația ar trebui să... Ar, da. Presupune. Dar în opinia mea a fost foarte inteligentă observația, da? Dar reacția a fost una blândă, părintească, dacă vreți. Și asta... De ce se întâmplă ce se întâmplă? Iar, când spunem un lucru, este cine ar trebui să supravegheze să ia măsuri? Îți propun măsuri. Rămân cu speranța că poate schimbă. Iată, ținând cont de această discuție generală, că de ce suntem ultimii pe lista moderatorilor și nu știu ce acolo, de ce suntem, practicăm un jurnalism angajat pentru unii. Agenda noastră este o agendă europeană, pentru că presa la care lucrăm noi, site-urile noastre, ziarele noastre, această televiziune care ne unește, pentru că este unica care spune adevărul, de fapt are o agendă europeană. Uitați-vă,
Noi, această presă mică, cum suntem noi în comparație cu mogulul și cu imperiul lui mediatic, noi mergem, când vin, de exemplu, de la OSCE, este numai jurnalul acolo. Pădurea domnească, numai jurnalul acolo. A vorbit Tapiola despre această gravă problemă, această imixtiune a unui individ în justiție, în justiție. Deci el vrea să distrugă ceea ce a făcut în 5 ani, s-a făcut cât de cât pozitiv. Nici o televiziune în afară de asta nu are. Deci noi suntem noi, agenda Europa. Și noi avem să... Acum, uitați-vă, în Europa au început ziarele foarte serioase de acolo să scrie despre problematica Republicii Moldova. Au mintit să vede interviul cu Leancă. Interviul de la BBC cu Leancă, care a fost unul tranșant și a fost o dovadă a faptului cum trebuie de făcut jurnalism. Amintiți-vă de ce a spus Cristian Tudor Popescu. A spus hărțuiții... N-a fost echidistant ziarismul la BBC. N-a fost. Și nici Cristian Tudor Popescu, care este un mare jurnalist român și european, din punctul meu de vedere. Deci a venit și a spus, domnule, hărțuiții, atacați-i, fiți presă, în permanență trebuie să fiți în opoziție cu ei, indiferent cine este la guvernare. Prin urmare, nu trebuie să ne teme, pentru că acum, noi în primul rând vom spune așa, cum spun și europenii, să vină oamenii la vot, să voteze cursul european al Republicii Moldova. Cursul european al Republicii Moldova nu se identifică nici cu Plahotniuc, nici cu Filat, nici cu Zațmă, nici cu Mihai Ghimpu. Aș vrea să trecem și la alte subiecte, că nu o să reușim și vreau să discut cu Kirill Moțpan în special. Este vorba de ce se întâmplă în zilele astea, de inocularea unui sentiment de panică, de frică pentru niște tulburări, pentru niște lucruri extrem de periculoase care ar putea să se producă. Asta este senzația mea personală. Este vorba de Antifa, de aceste descinderi și tot ce se arată la televizor, de armele care s-au găsit acolo. Din punctul meu de vedere, despre Antifa se cunoaște de foarte mult timp, cei care trebuie să cunoască. Și ar fi trebuit să fie un subiect fumat. Ei bine, el se fumează acum, cu 3 zile înainte de ziua scrutinului. Kirill, ai fost în interne, cunoști lucrurile mai din interior. Pe cât de motivat este acest subiect acum, în aceste zile? De ce nu acum 2 luni, nu acum 1 lună? Poate că pentru moment am putea spune așa că este o acțiune care vrea să calmeze anumite spirite care planau în aer că ceva se întâmplă, că se pregătesc niște acțiuni care ar duce la destabilizarea situației și iată au venit aceste descinderi ale poliției ca să demonstreze, să dovedească că situația este sub control. Evident că despre aceasta Antifa se cunoaște de mult, am vorbit noi despre aceasta. Este evident că se cunoșteau acțiunile ilicite, să le zic așa, și ale acestui USAT până acum. Probabil că ca de obicei se practică în asemenea situații evenimente de explozivi de acest gen apar în momentul oportun, în moment când trebuie și la timp când trebuie. E un moment când trebuia să apară. Important mi se pare însă ar fi altceva. Ca lumea să înțeleagă, să-și dea seama că, de fapt, nu ne paște niciun pericol din moment ce poliția își demonstrează eficacitatea. Și aceasta o să vă spun părere, imediat. Aici cu eficacitatea poliției când vorbim de Cafcăluc și eficacitatea procuraturii când vorbim de Veronica. Nu, eu vorbesc la general, nu mă interesează acest tip. Nu, puțin, se termine și după asta continuăm. Nu vreau prin mesajele noastre să inducem ideea că situația e explozivă, că poate fi război, așa cum a întrebat o doamnă. Nu poate fi război, nu există niciun pericol. Păi nu există pericol. Dar nici o eficiență poliției de asemenea nu există. Dar există eficiența organelor de drept care cunosc situația, atât că nu reacționează. Pe de altă parte, am văzut clar armament, am văzut tot felul de arme cu lunete, am văzut pistoale, am văzut... Dar v-a convins? Toți le-am văzut. Ați fost convins că există... O secundă. Noi suntem niște observatori, cum să spun eu, activi, neimplicați în proces, cel puțin eu nu sunt... Nu am fost suficient de convingători, este clar, dar vreau să vă zic ca și specialist în domeniu, nu este chiar atât de grav cum se creează impresia dintr-o parte. De ce au spus fost... în publicitate? Unde e secretul? Acel secret al anchetei? De ce se laudă cu ceva care nu e adevărat? Unde este securitatea cetățeanului și unde este obligativitatea morală a organelor de drept să nu inducă panică oamenilor? De ce ar trebui
trebui noi oamenii simple, cetățeni, să vedem armamentul ăsta și toată captura care se pretinde că a fost făcută. Deci a fost o operațiune sănătoasă, au curmat-o. Bravo organelor de drept și mergem înainte. De ce a trebuit publicitatea asta? Nu, sunt de acord că ar putea fi făcută special la acest moment. Că nu puteau să existe informații operative din timp. Au existat, la sigur, informații operative, dar cel puțin încerc eu să înțeleg comportamentul colegilor mei. Au considerat că a venit momentul când trebuie să le pună pe toate. Cine, domnul Țpan, că a colegul dumneavoastră? Nu vorbesc doar de Cafcăruie. Nu vorbesc doar de Cafcăruie. La microfon, Mihai. Mai apare o întrebare aici. Pentru mine tot este întrebare. De ce a apărut Ministerul Interiei numai cu USAT-ai, da? Credeți-mă, vă rog, și așa de rapid, da? Asta e următoarea întrebare. Nu am încredere în asta. De ce e și asta ceva arată că nu-i chiar convingători. Nu a fost convingători. Atâta doar. Nu-i convingători. Care exista. Două lucruri foarte importante trebuie să le spunem. De ce nu credem? Pentru că, amintiți-vă, vreo jumătate de an, vreo 7 luni în urmă, când s-a făcut o percheziție la un comunist și s-au arătat arme, bani, chestii, da. Mai mult decât atât. Ministrul de Interne de atunci a spus așa, că acest individ este responsabil de crima de la Durlești. Da. Deci au trecut, nu mai vedem, nici arme, nici nimic, nici judecată, nici proces, nici crima de la Durlești descoperită. Asta este o chestie foarte periculoasă. Doi, o chestie foarte importantă, cu această antipă care noi ne dăm seama cu Liga Tineretului Rus, aceștia sunt periculoase, aceștia sunt omuleții verzi, asta e coloana a cincea. Nu înțelegem foarte bine lucrurile astea, dar eu nu vreau ca aceste lucruri să fie folosite de poliție în scop politic de către Filat, Plahotniuc și toată echipa asta de grupare asta criminală. Și încă una la mână. Uitați-vă. Colegul nostru, Dumitru Cimbașencu, condoleanțele noastre am făcut și mama lui a fost ucis în casă. Eu mă tem, vă spun foarte sincer, este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l tragem toți acum, pentru că s-ar putea întâmpla orice de mâine să fie dat la fundul acestei Antifa. Că Antifa a atacat pe un jurnalist, că Antifa l-a omorât pe un polițian incomod, că Antifa a făcut cutare. Este posibil ca după aceste alegeri în Republica Moldova, așa cum s-a spus, să vină această dictatură a mafiei, iar tot ce va produce această mafie, toate crimele pe care le va produce ea, vor fi date la fundul lui Antipa, Liga Tineretului Rus, coloana 5-a, Dodon și așa mai departe. Asta este marele pericol. Andrei, nu, să fac și eu o remarcă în legătură cu asta. Știți de ce totuși Jurnal TV se află pe ultimul loc în această monitorizare? Fiindcă noi, cei care ne întâlnim aici, la cabinetul din umbră și discutăm, mereu punem la îndoială tot ce se întâmplă. Nu salutăm, nu strigăm ura bine forțelor care au descoperit, fiindcă înțelegem că ceva nu e corect. Nu e în regulă. În ceea ce privește, ultima remarcă și mergem la Andrei, cu mama colegului nostru, Dumitru Cebașencu, eu am citit și alte comentarii, sunt versiuni. Noi nu știm încă adevărul, se presupune că tocmai cei din partea tabăra aia cu rusească ar fi putut să provoace lucrurile. Oricum e urât. Oricum totul e urât. Este posibil. Andrei. Totul este posibil. Eu am făcut puțin în procuratură, nu mult, dar am ipoteza mea. Și sper că într-o bună zi va fi verificată și de organele de anchetă și va ieși la suprafață, pentru că să moară... Eu nu cred în coincidență. Pur și simplu nu cred în coincidență să moară mama unui jurnalist. Eu am văzut... De opoziție. Eu am văzut ceea ce scrie el, geopolitic, să-i spun așa, cu care nu sunt de acord, dar cu restul scrie mesajele mele. Păi, ale mele, a multor oameni, păi, în locul mamei lui se putea afla mama oricărui jurnalist în Republica asta. Dar eu, dacă tot să pun semne de întrebare, eu am să pun întrebări pe care mi le-am pus pe parcursul a 5 ani de zile. Domnilor, pentru eliminarea unui individ controversat, ca să spunem așa, USAT-ai. Sau, în fond, nu a fost eliminat din joc USAT-ai, a fost eliminat un partid. Eu știu că democrația se face cu partide. A fost eliminat un partid. Așa se elimină un partid? Prin mijloace Raider se elimină un partid? Pentru că eu am văzut acolo elemente de tip Raider, că au fost făcute turnări de bani sau livrări de bani pe ultima sută de metri și mai departe. Dar să le lăsăm pe astea într-o arte. Mă interesează, sau o întrebare pe care mi-o pun. Trei judecători care judică cazul sunt trei dintre cei mai odioși din Republica asta, dacă vreți. Odioși, am să vă spun de ce. Să-i luăm pe rând. Și am să vă trecem în Google. Acum cine stă acasă la calculator, să treacă în Google numele de Pruteanu.
învinuit de faptul că ar fi luat mită un condiționer, un aparat de aer condiționat. Trecem mai departe la minciună. Cine nu știe, poate în internet nu este. Ai spus tot, dacă minciună e clar. E adevărat, nu, da, dar Google știe, Google nu știe că vânător. Andrei, Google e în derut aici. Nimeni, ce de să-l cauți? Dacă o să intrați în Google, nu o să găsiți un element care îl știe minciună și îl știe poale lungi, știe relația dintre ei. Minciună, asupra lui minciună a planat un accident rutier cu mult timp în urmă. Al treilea, cine este? Arnaut. Iată aici Google-ul este plin de informații. CNI-ul este prietenul lui recent. Ei, eu vă întreb și domnul Pavlovski, cred că va trebui neapărat să intervină. Din punct de vedere al independenței și a faptului că această instanță să inspire încredere în această democrație. Situație. Cum acești indivizi sunt mai buni decât USAT-ii? Pe mine nu m-a convins nimeni. USAT-ii, am spus-o peste tot, nu trebuia să ajungă în politică și dacă a făcut niște ilegalități, trebuia să fie scos așa cum o prevede legea. Pe baza unui proces echitabil, pe baza să-i se pună la dispoziție apărare. Ieri am văzut la Urâtu, care a fost șeful unei organizații. Pe dânsul a spus, domnule, dar mie personal, ca membru al comisiei, am avut decât 5 minute. Dar ați văzut cine a votat? Peledemistul, comunistul și pedistul au votat. Troieța. Da, troieța. Uitați-vă ce se întâmplă. Deci eu mai repet o dată, mâine trompetele, și aici trebuie să prevenim un lucru, pentru că prevenția este parte din viața noastră, trebuie să facă parte, pentru că altfel ne omoară ăștia. Mâine trompetele lui Plahotniuc vor ieși și vor spune 7 oameni veniți în studioul lui Val Butnaru sunt extremiști, domnilor. Domnule, au susținut... De ce așa fost? Este. Deja sugerează asta. Deja au sugerat-o, dar amintiți-vă când au vrut să închidă jurnalul. Nu ne-au pus într-o oală cu câteva posturi care, cum să spun eu, afiliate, să spunem, politicii rusești. Deci sunt niște lucruri care trebuie ridicate semne de întrebare și atâta timp cât nu o să existe răspuns la aceste întrebări, nimic nu poate fi considerat domnul legal în țara asta. Pavlovski, care este aici de desubt? Bine, eu, punctul meu de vedere, ei trebuie eliminați, dar trebuie să eliminați, cred că cu formele legal. Juridice în regulă, nu? Exact. Că dacă ne apucăm așa să facem ordine de haiduci, am terminat cu democrația. Eu cred că este o abordare absolut greșită, că cineva trebuie sau nu trebuie eliminat. Deoarece poporul este acela care trebuie să decide. Și dacă presupunem că poporul îi place acest partid, într-o societate democratică, dacă noi n-am reușit să convingem poporul că alt partid merită să ne nimerească în Parlament, noi trebuie să acceptăm voința poporului. Este axioma democrației. Haideți să facem abstracție de ce domnul Usat este un om bun sau un om rău. Da. Haideți să facem abstracție de acest moment. Politica lui eu spun că el este Usat Bender, iată. Da. Dar haideți să facem abstracție și să vedem ce s-a făcut la noi în țară. Acum, ieri și azi, eu cred că a fost pus capacul democrației. Noi nu putem vorbi despre existența statului în drept la noi în țară după ceea ce s-a întâmplat. Și eu spun cu regretul acest lucru, deoarece și eu cândva eram în baza construirii acestui stat de drept. Și mi-e rușine de ceea ce am avut noi ieri. Haideți să vedem elementar, lucruri absolut elementare. Oamenilor nu s-a dat posibilitatea să facă cunoștință de materiale care sunt puse în baza învinuirii. Oamenilor nu le s-a dat posibilitatea să comenteze, să prezinte poziția sa. Oamenilor, asta s-a spus tot. Da, oamenilor elementar nu a fost dat cuvântul, nu puteau să se exprime. Dar spuneți și care a fost scuza. Chipurile provin din materiale operative. O clipă, asta e deja de râsul Curcelă. Mai departe, domnul președinte participă la o emisiune și zice că noi am crezut, noi considerăm că este, putem presupune că... Eu am cerut tare, legislația electorală a Republicii Moldova nu operează cu noțiunile de presupunere. Scris, finanțare. Finanțare trebuie să fie. Ei trebuie să probeze finanțare. Și spre mare mirarea mea, domnul Ciocan este specialist bun. Este specialist bun. Dacă noi să se reșim din presupuneri, cum procedează el, atunci putem să spunem ce? Domnul Ефрим а респинс регистрария модификарилор, домнул Чекан а чептат скватили дин курса. Амбисент, кумнац. Кумнац. Дека ну если разрешим не приступунир, будет спонник, качан база стал, не штитрецы, иди фамилии. Ну, потом нас не жуст, аж с прочудем. Йо, да, его содерезали куцика. Просто поврялся ред ступидитати абордели комиссии электоральной централи ситуация дата.
Pe urmă, haideți să trecem la situația de azi. Situația de azi, examinarea dosarului la Curtea de Apel Chișinău. Ce este Curtea de Apel Chișinău? Asta eu am opinia aparte, nu vreau să ating problema aceasta dureroasă. Oricine care au de a face cu această instituție știe ce este Curtea de Apel Chișinău. Niște ziariști azi au reușit să facă transmisie directă din sala de judecată. Ceea ce pe urmă a provocat iritare din partea judecătorilor și ziariștii pur și simplu au fost alungați din sală. Asta îmi aduce aminte de situația din anul 1933, procesul în Germania privind încedierea Reichstagului. Dacă țineți minte atunci, care era baza? Deci alegerile parlamentare fașistilor nu ajungeau voturi în Parlament. Deci vreau să provoace niște alegeri parlamentare suplimentare. Apoi, când a avut loc ședința de judecată, a fost sădădâși organizată transmiterea indirect ședința de judecată. Și când ședința a intrat în impas, a fost întrerupt emisia indirect. Se repetă anul 30. Da, eu, știți, a rămas numai că domnul Căpcăliuc să arde parlamentul și atunci să fie analogie 100%. Fiască domnul, că poate să fie și așa. Domnul Pavlos, mai am o întrebare în legătură cu asta. Intuiția, ce vă spune intuiția? Pur intuitiv. Cum se vor desfășura lucrurile mai departe? Ce va face Curtea Supremă? Este o întrebare, trebuie să fie adresată domnului Polilunș, dar eu cred că aici, știind cum lucrează Curtea de Apel Chișinău, eu cred că ei au coordonat toată țipoșca, cum se numește asta. Tot lanțul a fost coordonat, de la domnul Căpcăliuc, pe urmă domnul Ciucan. Deci, surprize nouă. Pleșca. Da, Pleșca. Apropo, știți că azi CNI a citat procedurile privind domnului Pleșca, a fost anunțat la privind verificarea corectitudinii declarațiilor de avere. Iar și încă un lucru pe care trebuie să-l spunem neapărat și trebuie să-l aud neapărat instituțiile americane în principal, pentru că ei au subvenționat sistemul de justiție din Republica Moldova. Acest dosar a fost distribuit nu prin sistem aleatoriu și așa mai departe, a fost distribuit prietenilor lui Pleșca, care au decis. Mai repet încă o dată, dumneavoastră vorbesc intuitiv și așa mai departe. Să admitem, eu admit că USAT și partidul lui a făcut niște încălcări. Dar ele trebuie tratate ca atare. Deci trebuie tratate ca un proces normal, nu ca un proces încavedis, cum se întâmpla înainte. Și eu nu iau apărarea lui USAT și așa mai departe. Dar în locul lui USAT, credeți-mă că astăzi putea fi pelereu. Astăzi, dacă Sergiu Mocanu ieșea cu băieții ăștia tineri, mai ieșeau încă o dată și mai luau două pietre în cap, și sigur că s-ar fi putut apăra. Credeți-mă că în locul lui Usată astăzi stătea Mocanu. Da. Sau cine mai era? Nicolae Chirtoacă. Oricine putea să fie în afară lui Voronin, Filat și Plăcotniuc. Deci de asta ar trebui să reacționăm. Eu stau și mă gândesc, acestea sunt detalii, sunt consecințele, de fapt, de ce a fost posibil apariția unui personaj care n-a tusat în viața politică din Republica Moldova? Eu cred că ar trebui să pornim de la originile acestui fenomen deosebit aici. Dar, de fapt, bazele apariției unui asemenea personaj sunt rezultatele guvernării celor care astăzi se regăsesc în guvern, în Parlament. Nimeni altcineva. Nu societatea civilă, nu televiziunea, jurnal, nu ei cei care stau, dar ei au răsădit aceste semințe care se numește Dodon, care se numește Usate, care se numește Cantifa și așa mai departe. Pentru că dacă, fiind la guvernare, s-ar fi comportat corect, moral, cu responsabilitate față de societate, nu ar fi furat, nu ar fi avut nimic de ascuns. Și astăzi nicio ședință de judecată nu ar fi fost secretă, dar ar fi fost publică. Ții în secret și faci dosare secrete și ședințe secrete doar atunci când ai ce ascunde. Ședințe de guvern secrete, ședințe de parlament secrete, de unde a fost fugărită presa și într-un caz și al doilea. Ședințe de judecate secrete, deci acolo când se spune că trebuie să fie toate înregistrate și sunt publice. Atunci, când se încalcă normele elementare ale unei democrații, eu sunt de acord cu ce spune Andrei Năstase, că mergem într-adevăr spre o dictatură absolută. Iar dacă e să vorbim despre egalitatea în fața legii, atunci
Majoritatea absolută a partidelor care se află la guvernare și astăzi sunt în campanie electorală ar trebui să fie pe același motiv excluse din campania electorală pe care a fost, deci exclus astăzi Renatu Sate. Vasile Năstase. O chestie foarte, foarte gravă. Nimeni nu ne poate imputa că noi cumva îl susținem pe Usate sau chiar la cabinetul din umbră. La alte emisiuni, de atâtea ori am spus, eu chiar mi-aduc aminte cum am spus, ce prostie a spus atunci cu zidul de la Prut și cu alte lucruri. Și deviza mea în această campanie pe Facebook și pe toate unde am scris a fost așa, fără bandiți, fără putiniști. Deci inclusiv Usate care este acolo. Însă trebuie să spunem o chestie. Și aici îi dau dreptate domnul judecător de la CEDO, domnul Pavlovski. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Curtea de Apel, acest Usate încurca iițele politice lui Filat. Judecătorii de la Curtea de Apel sunt oamenii lui Plahotniuc. Prin urmare, noi deducem încă o dată o chestie care este ultra periculoasă și trebuie să o spunem acum, pentru că ea se va întâmpla după 30. Între ei a avut loc un troc. Ei s-au întâlnit și Filat i-a spus, am nevoie ca acest partid să fie scos, am nevoie de voturi și așa mai departe și așa mai departe. Voturile oricum vin la noi pentru că noi suntem, avem același chip, același chip avem, da. Și Plahotniuc i-a spus așa, ok, facem chestia asta, îți dau judecătorii, rezolvăm, așa și va fi la Curtea Supremă, deci asta o spunem. Nu că nu va fi, dar va fi clar, deci se va menține această decizie. Va fi scos Usate de costă, iar eu vreau, domnul Filat, eu vreau ca după aceasta, vreau procurorul general, vreau instanțele de judecat să rămână, pentru că vezi că eu când am nevoie îți dau. Uite, acum, domnul Filat, vezi, tu apari la televiziunile mele, apare și domnul Voronin, pentru că noi împreună vom face alianță. Adică eu nu sunt televiziunile astea, nu le-am furat doar pentru despre mine. Despre asta vom vorbi după pauza, Ana Ursache. Eu au avut mulți din acest minunat cabinet întrebări retorice și în susținerea mesajului lui Vasile Năstase, care este perfect adevărat, da? În susținerea acestei alarme care trebuie să o batem despre pericolul care ne paște, vreau să întreb pe domnul Filat, de ce ați fost lași? Cum ați putut să tratați atâta lume? De ce vă ascundeți în campanie electorală după lozinca aceasta că salvați parcursul european? De ce nu recunoașteți că, de fapt, ați îngenunchiat în fața păpușarului și ați tărât acolo, în genunchi, o țară întreagă? De ce nu recunoașteți că ați fost eroul numărul 2 a epopeilor de zbor? Prima dată cu Plahotniuc a zburat într-un avion Voronin, după care a zburat dumneavoastră. De ce nu recunoașteți aceste lucruri? Cum s-a întâmplat așa? Că complicitatea cu Vladimir Plahotniuc a făcut, deci a fost mai importantă decât o țară întreagă. Acest lucru vă întreb din cauza că acest lucru mi l-au adresat zeci de cetățeni care au spus, dar ce să ne facem, oameni buni? Vrem să votăm, vrem partide de dreapta, vrem curs european, dar acolo este PLDM. Este bine sau rău PLDM? Mă întreabă fiecare om simplu. Și eu zic, da, e bine că sunt miniștri, sunt oameni deștepți, dar Filat de ce face așa? Întrebarea oamenilor prin mine vă este, de ce ați făcut așa? De ce l-ați preferat pe acest om care, dacă rămâneați demn și eroul care l-ați denunțat atunci în 13 februarie 2013, astăzi deja era posibil, cu tot cu procuraturile, cu Zupcoa lui și cu tot ce avea el, era posibil deja să-l atragem la răspundere. Și această confiscare specială, măcar într-o eventualitate, trebuia să ne aparțină nouă Olandei. Bravo, Olanda, încă un exemplu. La exemplu, României m-aș rărea cu atât mai mult cum stau miniștrii acolo în pușcărie. De ce ați îndepărtat acest succes la Republicii Moldova? Tare aș vrea să răspundă și în aceste două zile fiecare din alegători să se gândească la faptul că întrebarea Anei Ursache rămâne una retorică. Iar de noi, acolo, în ziua votării, va depinde un răspuns. Încă un minut mai avem până este plecăm. Este o întrebare, poate, în context. Un prieten, când veneam la emisiune, m-a telefonat și îmi spune, pentru că am adus critici Partidul Democrat și mă întreabă, de ce criticați Partidul Democrat, pentru că este pro-european și cum va fi concepută... Glumiți, așa e? Nu glumiți deloc. Un minut. De ce criticați Partidul Democrat? Pentru că este pro-european, va merge în Europa,
Și am vrut să vă întreb și pe voi, ce răspuns să-i spunem acestui prieten cunoscut? Pentru că n-avem este, dar este concertul de azi. Este partenerul strategic al lui Putin, așa. Sunt moldoveniști, nu recunosc limba română, nu recunosc istoria română, nu recunosc că au dat foc declarației de independență. Ce să mai fură în fiecare zi? Au pentru membrii lor refugiați din partidul comuniștilor? Europa, domnule, are cu totul alte valori. Nu sunt, ei nu împărtășesc niciun fel, niciuna din valorile europene. Deci am și un răspuns pentru dânsul și pentru cei care mai ezită, încă sunt suficiente partide democratice care și-au demonstrat verticalitatea, onestitatea și care cu siguranță ne vor duce în Europa, așa că avem pe cine vota. Avem de ce alege. Cu asta încheiem această parte a discuțiilor, mergem în publicitate. Vă rog să ne urmăriți că va fi foarte interesant. Revenim. Am revenit. Vreau să vă spun ceva astăzi, înainte de a începe, de a veni în platoul Cabinetului de Umbră. Am fost sunat de la TVR și am participat la o dezbatere prin telefon, la o dezbatere care avea loc acolo și cineva din platou, un ziarist din platou, m-a întrebat dacă nu văd eu cumva pericolul ca în cazul unui câștig al partidilor pro-europene să nu avem un fel de Maidan aici în Chișinău. I-am spus că nu, mai degrabă în cazul câștigului partidilor pro-estice aș vedea un asemenea scenariu. Am avea multe argumente. Deci v-am spus asta pentru a trece ușor spre o temă care aș vrea să o discutăm acum, după această pauză lungă și interesantă, fiindcă tot ce s-a întâmplat aici a fost un spectacol aparte, care mie mi-a plăcut. Ce se va întâmpla în aceste două zile? Ce se va întâmpla în luna decembrie? Vom avea scenarii, vom avea alianțe, juncțiuni, poste electorale despre care vorbește toată lumea. Le neagă actorii electorale acum, dar toată lumea vorbește, o juncțiune ar fi pe CRM, PLDM. Sau vom reuși să creăm o guvernare pro-europeană cu toate metehnele, păcatele și reeditarea scandalurilor de care am avut parte până acum. Domnul Pavlovski. Eu cred că situația nu se schimbă prea tare. Aceste alegeri, pot fi numite alegerile oportunităților pierdute, cred că totuși liberal-democrații și democrații vor lua numărul destul de substanțial al voturilor, poate fi chiar și majoritate, în considerare că alegerile deja sunt fraudate, căci lumea știe că soarta alegerilor se rezolvă nu atunci când omul aruncă buletinul, dar cu mult timp înainte, ceea ce se face acum, ca de pildă în piață, cu aceste concerte, cu televiziunile care lucrează într-o singură direcție, și multe, multe mite electorale, compararea legătorului și multe, multe alte metode utilizate, creează baza foarte bună pentru partidele de guvernământ. Însă, aici trebuie să spunem virgulă și să scuternăm și să spunem următorul lucru. Totuși, partenerii noștri de dezvoltare știu situația foarte și foarte bine. Mai bine decât noi credem. Ei știu în detaliu totul ce se întâmplă la noi. Și nivelul corupției, și distrugerea bazei la statul de drept. Ei le cunosc pe toate. Totuși, ei vor că direcția de bază să fie păstrată pro-Europa, dar după aia, a să înceapă a doua următoare, etapă curățarei sistemului politic de cei care nu merită să fie acolo. Asta ceea ce cunosc eu. Poate eu greșesc, poate scenariul o să fie altfel, deoarece situația se schimbă. Dar cum curățarea asta a sistemului, cum se va produce? În 2026. Curățarea sistemului. Sunt foarte multe metode. Cineva a spus acolo că europenii plătesc pentru reformă. Eu aș spune altfel. Sintagma care se folosește de către funcționarii Comisiei Europene sună altfel. Europenii își cumpără reformă pentru banii plătiți și ei vor să dea bani pentru ceea ce ei vor să cumpere. Eu sunt departe de gândul că autoritățile Uniunii Europene
ar intenționa să cumpără corupția noastră, ar intenționa să cumpără lichidarea statului de drept. Eu sunt departe de acest gând. Eu știu foarte bine la perfecție intențiile și modul superandi al lor. Și eu totuși rămân în acest sens un optimist rezonabil și eu cred că odată ce să fie păstrată direcția generală de dezvoltare a Moldovei, direcția pro-europeană, mai departe, eliminarea elementelor corupte a să fie un lucru tehnic. Și eu sincer cred că acest lucru o să fie făcut. Da, știi, iată, noi discutăm și iarăși în termenii ăștia discutăm că deasupra Republicii Moldova planează un pericol. Să vă spun din experiența pe care am avut-o eu în această campanie electorală, fiindcă am avut posibilitatea să merg destul de des în localitățile Republicii Moldova să discut cu oamenii, cu electoratul, neavând treabă electorală, de fapt. Dar vreau să vă spun că am văzut în satele noastre altceva decât ne spun sondajele de opinie. Și mi-am dat seama că există două republici ale Moldova. O Republică Moldova a lui Petruți și o Republică Moldova a mea, care am văzut-o eu. Nu, deloc nu coincide cu ceea ce în sondajele lui Petruți. Iată de ce nu trebuie lăsat ca procesele de care vorbește domnul Pavlovski să fie lăsate în mâna acelorași criminali care au avut la dispoziție 5 ani de zile. Au avut zeci de milioane venite la partenerii noștri de dezvoltare. De ce nu am dat șansa altor partide, pro-europene, e adevărat, nu putiniste, nu banditești, dar pro-europene, totuși fac ceadă. Noi suntem împărțit acum electoratul nostru, a fi împărțit la 50-50, pro-est, pro-vest. De ce cele pro-est, pro-vest, spre exemplu, nu ar spune, domnule, hai să votăm totuși altceva. Hai să încercăm totuși, poate în patru ani de zile, alte partide de orientare națională, de orientare anticorupție, antioligarhică și așa mai departe, haideți să ne dăm o șansă, să ne dăm noi șansa. De ce trebuie să ne luăm după sondaje lui Petruții sau alte sondaje făcute de ceracii lui Plahotniuc? Mihai Manolescu, noi avem ca exemple, da, primul val de exil de Uniunii Europene, da, unde au fost coaliții cu participarea și a forțelor de stânga, dar cu alt esență deja, cu alt sens. Da? Nu, dar eu porezic, da, dar eu sunt absolut de acord cu faptul că cred că problema primordială până luni de a menține stabilitatea. Una. Dar după duminică, după alegeri, eu sunt absolut de acord, domnul Pavlovski, dacă vor fi întreprinse măsuri numai decât pentru a schimba situația. Pentru că altfel n-are sens reforme ca să aibă. Ana Ursache, de pe asta Valentin. Eu susțin ce a spus Andrei acum. Au avut mult timp să îndrepte niște greșeli și să repare tot ce ne-a lăsat regimul criminal al lui Voronin. Cum văd eu o coaliție sănătoasă între partide pro-europene? Sunt partidele care vor fi de acord să scoate de sub influența politicului Procuratura Generală, Justiția, CNA, CNI, Procuratura Anticorupție. O coaliție pro-europeană ar însemna coaliția unor partide care nu vor bloca politic descoperirea cazului 7 aprilie. O coaliție pro-europeană sănătoasă ar fi o coaliție care ar opta pentru securitatea țării noastre și este vorba de cazul aeroportului Chișinău pentru a întoarce acest aeroport ilegal concesionat și securitatea economică, financiar bancară a țării noastre, banca de economie, după cum just a remarcat Vasile Anastase. O coaliție sănătoasă pro-europeană ar fi una care nu ar permite înstrăinarea pământurilor noastre, terenurilor arabile cetățenilor străini. O coaliție sănătoasă pro-europeană ar fi cea care nu ar permite înstrăinarea altor bunuri publice, precum Moldtelecomul, precum căile ferate, și ar investiga deja această premiză nesănătoasă pe care a lansat-o Candu. Deci este vorba iarăși de un dosar greu și dureros, exact ca și 7 aprilie, ca și aeroportul, ca și Banca de Economie, unde o coaliție sănătoasă pro-europeană trebuie să intervină colegial și etic, curat, moral. Sunt așa partide, sunt așa oameni, așa văd eu o coaliție sănătoasă și sunt niște cerințe, din punctul meu de vedere, simple și accesibile și făcute în interesul cetățenilor și în detrimentul lor. Această sintagmă care se vehiculează în ultimul timp, partide cu șanse și partide fără șanse, de fapt este nimic altceva decât o tehnică și o strategie electorală pentru a menține la putere cei care sunt acum.
Șansele nu le oferă sondajele de opinie despre care ați făcut trimitere. Șansele le oferă electoratul. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus Winston Churchill despre sondaje. Deci cred doar în acele sondaje pe care le-am trucat eu singur. Așa și eu. În mod deosebit, partidul cu șanse nu poate fi considerat Partidul Democrat. Aici l-aș pune alături și Partidul Liberal. Eu nu sunt rupt de realitățile care se întâmplă în Republica Moldova, dar în niciun caz aceste două partide nu pot spune că ei sunt partide cu șanse. Din contră, aș putea spune că este un partid cu multe șanse PLR-ul. Un partid cu multe șanse este PNL-ul. Un partid cu multe șanse este Antimafie. Un partid cu multe șanse, care șanse noi le vom da. Noi, cei care vom veni, deci la urna de voce, vom vota. Eu în niciun caz nu voi vota pentru un partid parlamentar care a fost până acum, aceste 5 ani de zile. Poate că cei pentru care eu voi vota, extraparlamentari, dar care la momentul ar care au acest vector european, deci și luptă împotriva oligarhilor, vor fi mai răi decât ăștia. Dar eu două oară aceeași greșeală nu pot să fac, eu nu sunt un prost. Doar prostul face două ori una și aceeași greșeală, deștept face greșeli noi. Asta ar trebui să fie alternativa și în niciun caz această sintagmă partide cu șansă și partide fără șansă. Fiindcă este, în ultimă instanță, un truc electoral pentru a menține o strategie, pentru a menține la putere, fiindcă dacă revine în actuala formulă, sau actuala formulă revine, deci în următorul parlament, acesta va fi, deci, o coaliție a lui Plahotniuc. Fiindcă toți ceilalți sunt șantajabili. Filat este șantajabil, Voronin este șantajabil. De ceilalți nu mai vorbesc, așa cum am mai spus, că sunt la deci cel mic al lui Plahotniuc, sistemul judiciar, deci și procuratura și toate celelalte instituții de stat. Vasile Năsase. Sunt absolut sigur și dau garanții de astăzi, de joi, că luni vom avea o coaliție pro-europeană. Nu, acum nimic nu poate încurca Republica Moldova spre a merge spre vectorul vestic. Nu poate nimeni, nici Dodon, nici ceilalți care au rămas acum, și nu vreau să-i numesc, sunt niște purici electorali, nu trec, nu au niciun fel de șansă. Poate Dodon o să treacă, dar el va fi în opoziție și așa mai departe. Important pentru noi astăzi este să știm, și aici nu vă dau garanții, să știm cine va forma această coaliție pro-europeană. Iar eu, ca votant, ca om care mă gândesc la viitorul acestei republici, îmi doresc să nu fie cei care se află astăzi. Sunt absolut de acord cu Valentin Dolgariuc. Partidul Democrat este la limită, deci el este sub pragul de trecere, de aceea toate aceste concerte, de aceea acest dezmăț, de aceea acest dezmăț propagandistic. Aș ruga-o pe Ana și partidul ei sau și alte partide care au șanse electorale să se gândească și la problema audiovizualului, care trebuie depolitizat, care trebuie scos din această partajare banditească a Partidului Democrat sau altuia care îl râvnește. Trebuie să fie un CCA absolut independent și care să aibă grijă de securitatea Republicii Moldova. Uitați-vă ce se întâmplă. Pe de o parte, noi asistăm la această propagandă masivă care se face pe interior, deci vă fac aceste partide, în primul rând al lui Plahotniuc, dar mai sunt și câteva de acolo, și pe de altă parte, în fiecare zi suntem atacați zi de zi, clipă de clipă, suntem atacați de propaganda, de ideologia kremlinistă, putinistă, care vine de acolo. Este imposibil să privești aceste televiziuni. NTV-ul, Prime, Первый, Rasia și așa mai departe. Deci este, pur și simplu este o mizerie care se, prin urmare, este foarte important ca și acest aspect al securității, nu numai economice, nu numai a securității culturale, dar și al securității audiovizuale să fie luată în vizor de partidele care vor ajunge acolo. Iar eu consider că acolo trebuie să ajungă aceste partide care nu au fost la guvern, dar care au șanse și care militează, care luptă acum și probabil că în minutul de final să vorbesc. Ana Ursache, după asta Kiril. O foarte mică replică să îi răspund domnul Vasile Năstase. În programul Partidului Liberal Reformator, punctul 5, cel al cincilea pas, vizează libertatea presei, opțiunea pentru a libertatea presei și a o scoate din... Securitatea spațiului informațional. Asta este chiar vital. De vital. Oligarhizarea presei. Și o replică pentru domnul Pavlovski. Avem un erou al națiunii pe nume Mihai Ghimpu. El a spus că va pleca în opoziție în momentul în care s-a supărat pe cei doi coparticipanți din gașcă, mă refer la Partidul Democrat și cel liberal-democrat atunci când se împărțea o anumită parte din mămăligă și a zis că revine la putere în 2026. El pleacă în opoziție atunci când ne chinuiam să mergem către Vilnius pentru liberalizarea regimului vizelor. Deci a fost între pro-europeni, un laș care a zis că va veni în 2026. De aceea nu trebuie să ne lăsăm până în 2026 cu reforme.
trebuie taxați imediat cei care au încălcat legea și trebuie această coaliție sănătoasă despre care am vorbit să facă acest lucru drept prioritate. Justiția, justiția și iar justiția. Eu mă tem că mesajul meu a fost greșit. Greșit înțeles. Deci eu am început cu aceea că legile au fost falsificate, fraudate și asta îmi dă teamă să cred că totuși n-a să nimerească în Parlament oamenii care într-adevăr merită din cauza fraudării alegerilor. Eu, ca și dumneavoastră, doresc din tot sufletul acolo să nimerească oamenii decenți și eu odată publicam, nu am spus chiar și public, eu aș dori să votez și eu vor vota pentru un partid care n-a fost în Parlament, care este tânăr și care, este, care are o dar orientare asta, pro-europeană. Nu trebuie să așteptăm trebuie să vină Europa să mergem mai departe, chiar în Moscova. Avem tot mai puțin timp, mai avem de vorbit. Da, o singură lume, mai multe voci, este așa un slogan. Eu un pic o să mă îndepărtez de la nota de discuție din acest studiu la moment. Scenarii ar fi mai multe. Unul pe care despre care au vorbit colegii din studiu, mai este și scenariul PDM, dacă intră în Parlament și comuniștii, pentru că acolo, după ceea ce spune presa, ar exista cel puțin 12-15 parlamentari care vor trece de partea PD-ului în viitorul Parlament, dacă aceștia ajung acolo. Dar mie mi se pare regretabil că... Sunt sau stunurile lui Plahotniuc? Sunt oamenii lui Plahotniuc, așa da, se spune. Ok. Poate că și nu putem să scoatem din altul și un asemenea scenariu. Aurora da, da. Sau ceva de... Dar mai este un lucru. Eu văd că, sigur că... Am ascultat zile trecute într-o emisiune de-a lui Vlad, de-a lui Vlad și pe domnul Socor. Sunt pe aceeași poziție, pentru că nu poți cu toată sinceritatea să spui că partidele din Parlamentul, actualul Parlament, niciunul nu are dreptul să existe. PDR-ul, spre exemplu, ar avea un mare drept. Dați-mi voi să am și eu opinia mea. Așa am zis, o lume, dar mai multe voci. Democrația presupune diferite puncte de vedere. Sunt și eu în teritoriu, ca și dumneavoastră, cu diferite ocazii. Cunosc și eu un pic care este situația. Și dacă nu ajunge în Parlament PDM-ul, atunci se poate face o coaliție extraordinar de bună pro-europeană din partidele care vor veni. Dar să nu excludem nici această posibilitate. Chiar nu ne e dragă nouă. Să nu uităm că PDM-ul este o forță totuși consolidată și care are multă lume foarte de treabă. Ne place nouă cineva sau nu ne place. Nu suntem lipsiți nimeni de greșeli. A greșit e omenește, spuneau latini, erare humanum est. Au greșit în repetate rânduri. Nici mie nu sunt toți absolut dragi în țara aceasta, chiar vreau să mă credeți. Dar îmi fac griji pentru ziua de mâine, poimâine, de săptămână viitoare pentru această țară, pentru copiii mei. Și eu știu că fără forțele consolidate și al PLDM-ului, poate în primul rând, și a celorlalte partide democratice care vor să ajungă și merită să ajungă în Parlament, va fi foarte dificil. Va rămâne situația existentă. Dacă configurația viitorului Parlament, dacă rămâne aceeași de astăzi, nu scăpăm nici de corupție, nici de protecționism, nici de bandițe la putere, nu scăpăm. Dar noi vorbim mai devreme de demnitate. Eu sunt de acord ce zice de pe PLDM. Într-adevăr, cunosc mulți oameni demni de acolo. Demni. Asta este răspunsul. Okay. Dumneavoastră bateți într-o singură persoană care și-ar fi creat... Ok, și eu nu am așa? Nimic cu domnul Filat. Nu mă întâlnesc, nu nu discut cu dânsul. Dar se lovește, dacă suntem sinceri, se lovește doar într-o persoană, uitându-se că există un... Nu se uită. Un important celor, mod de oameni celor care, din știu PLDM, să facă care știu să politică. Facă treabă, ne dorim să facă treabă. Una din treburile principale este să nu-și mai umbrească reputația cu un asemenea lider. Care l-am întrebat retoric mai devreme ce l-am întrebat. Există posibilitatea ca acest lucru să fie dovedit. Sigur că și atunci, bravo, pe toți, bravo membrul din PLD. Deci, dacă îmi permiți, am așa o întrebare. Mi-aduc aminte puțin istoria, da? Și mă gândesc, dacă am început depolitizarea pozițiilor de secretar de stat în ministerie, spuneți-vă de ce în ultimii 4-5 ani noi am politizat tot, începând la servitoare de la intrare, da? De ce numai decât când discută despre o nominalizare, numai întrebare, trebuie să intrăm în partid și pe 3 ani revenim la asta, da? Este un factor pro-european? Sau european? Cred că nu, da? Îmi doresc și eu să fie bine, să fie bine, da? Deci e clar că sunt oameni, vorbim de oameni, dar cu păreri de rău hotărăsc
politicienii ultimii. Și mai dau o întrebare. Cunoști și dumneavoastră, cunoaște personalități care de zeci de ani șed în Parlament. Spune, ce au făcut bun pentru țara asta? Din cei ce vorbim noi aici acum, discutăm. Da, asta ar trebui, e o întrebare de analizat. Personal au câștigat, da? Sunt care au și... Nu, dar ce a făcut pentru țară trebuie de văzut. Eu știu că Parlamentul avea de câștigat dacă ar ajunge acolo colega noastră Ana Ursache. La sigur că ar avea de câștigat. Pentru că acei care tind acum să ajungă în Parlament, o parte bună dintre cei care tind, sunt niște oameni extraordinari de care are nevoie țara. Dar... Domnul, o să decidă până la urmă alegătorul. Și eu sunt de aceeași părere că dacă ar ajunge Ana ar fi de folos și ar fi de mare, mare folos pentru țara asta, pentru Parlamentul Republicii Moldova, că acolo să nu ajungă indiviz ca al de la Hăpniuc, că acolo să nu ajungă Costea Botnari, cel care duce borsetca, că acolo să nu ajungă Țuțu, cel care este bănuit de omor, sau planează asupra lui această bănuială. Deci să nu ajungă banda lui Plahotniuc. Este obligatoriu. Și este un mesaj la care eu țin cu... Eu cred că asta este formula cea mai importantă sau cel mai important lucru. În Parlamentul Republicii Moldova noi nu avem dreptul ca cetățeni să mai trimitem acolo pe Partidul Democrat. Dacă dumneavoastră țineți la opinia pertinentă a domnului Socor, la care țin și eu, i-a spus că acest partid este partidul șantajului. Este partidul răului. Este cancerul. Deci nu poate, noi nu putem să salvăm Republica Moldova dacă ducem în inima sau în cel mai important for al său, ducem cel mai rău posibil. Noi nu putem să-l aducem pe Plahotniuc care vrea să fie acum prim-ministru. Dar imaginați-vă că noi până nu de mult am avut un vicepreședinte al Parlamentului, un vicepreședinte al Consiliului de Reformare a Justiției, un proxenet. Mâine pe mâine, Doamne ferește, îl avem un prim-ministru proxenet. Contrabandiști și așa mai departe, ca să raide. Deci, prioritate zero, din punctul meu de vedere, este votați tot ce este după punctul 1, după numărul 1. Ce vreți, cu excepția, iarăși, putiniști, bandiți și așa mai departe, raide. Eu aș vota partidele care nu sunt nici controlate, nici controlabile, nici finanțate de către Partidul Democrat. Știe toată lumea că există în Republica Moldova partide satelit Partidului Democrat, care au fost finanțate. Au fost în interiorul unor partide și renaștere, spre exemplu, au fost grupări care au fost finanțate de Plahotniuc și pe ultima sută de metri chipurile au aderat la Partidul Democrat. Deci, eu cred că fiecare acasă trebuie poate să-și facă o analiză și să vadă, nu, cine și ce a spus în timp, în acești 5 ani de zile, în spațiul public. Există câteva partide pro-europene, ordinea fiecare și o alege, este vorba de antimafie, este vorba de PLR, este vorba de Forța Poporului, este vorba de acei tineri de la Democrația Acasă. De chiar și Partidul Popular, care o politică așa interesantă. Mă tem că acolo este o problemă, dar fiecare își face analiză. Dați să vă spun un lucru de care țin eu, matematic, deși nu-mi place tare matematică. Cu cât, deci, un vot dat altcuiva înseamnă un vot în minus pentru partidul șantajului, pentru partidul răului. Sunt și eu de acord cu dumneavoastră că Partidul Liberal Democrat are și totuși o echipă. Oi fi supărat și eu și toată lumea este supărat pe Filat. Cred că toată Republica asta este supărată pe Leancă ăsta pentru porcării de ultimă oră care le-a făcut. Dar fără de mai în Parlament, nu cred că se va reuși. Oricum, ăsta va trece. Haideți să ne concentrăm să-i ducem un sprijin, să substituim pe acest individ corupt, acest individ, cum să spun eu, cancerul politicii moldovenești, am spus eu odată, Plahotniuc și partidul său, să scoatem afară, în locul lui să aducem antimafie, să aducem PLR-ul, să aducem Partidul Forța Poporului și altele. Doar există posibilitate. Cât ar putea lua PDM-ul? 12%? În 2009 a fost posibil. A fost posibil. Deci s-a putut să vină alții. Se poate. În România s-a demonstrat că se poate. S-a demonstrat că se poate. Deci haideți să facem un efort. Dacă avem soții și mai avem și altceva, avem copii și așa mai departe, haideți să împărțim voturile, să vedem în bazinul ăsta pe cine putem aduce. Haideți să punem umărul. Dacă n-au știut liderii politici, aici e o mare, mare a mea durere personală, să spun așa, că n-au știut să formeze un bloc comun, o listă comună la urma urmei, pe ultima sută de metri, cu două săptămâni înainte, sau chiar cu o săptămână înainte, s-ar fi putut, domnule, haideți să ne facem rânza mică, haideți să ne debarasăm de propriile noastre orgolii, să dăm o dovadă că suntem totuși pe ultima sută de metri măcar uniți, să facem o listă comună de cei mai curați, cei mai buni
buni oameni, nu a fost posibil. Dacă n-a fost posibil, haideți să facem efortul să trecem acolo și să facem totuși un grup comun în Parlament. Este posibil. Dar prioritatea zero trebuie să rămână Republica Moldova, scoaterea cancerului. Dacă nu scoatem cancerul degeaba, o să mai avem încă... Antipa, de după 10 ani zile o să mai avem iarăși focuri de artificii pe care le auzim acum în studio, poate de acasă. Vă aduc aminte că în foarte scurt timp urmează ultima repriză de câte 100 de secunde fiecare, câte un mesaj de finalizare a campaniei electorale. În legătură cu ce a spus Andrei Năstase, e o strategie asta în campania electorală să obții, să capiți cât mai mult aderenți. Au avut partidele în această campanie, au avut aderenți. Însă PD-ul, pur și simplu, a fost o cavalcadă de aderenți. Acolo sute și mii au aderat. La un moment dat îmi părea că aderenți sunt mai mulți decât există electorat în Republica Moldova. Dacă faceți o analiză calitativă, dacă mergeți pe analiză calitativă, nu cantitativă, mergeți și o să vedeți fiecare individ în parte. Bodișteanu a ieșit țâcul, dacă vă amintiți, și l-a arătat în toate. Țuț și tot felul din ăștia. Mergeți și pe calitativ, oameni buni, nu numai pe cantitativ, că noi suntem mulți în Republică. Da, chiar și cantitativ. Ei au făcut doar acest sondaj inter când au votat acolo și n-au trecut. Deci ei au demonstrat că nu trec în Parlament. Exact. Au votat nu știu câte... Deci nu le-au ajuns câteva zeci de mii ca să ajungă să acceadă la 6% din Parlament. Atunci când ei au avut toată libertatea. Amintiți-vă cum votau și ei. Ieri împărțeau carnete de partid oamenilor care nici nu știau. Deci iarăși am văzut acest lucru. Bun. Așa. Începem 100 de secunde, cred că. Fiecare. Andrei, ai vorbit. Dacă ai să vrei să revii, mai ai încă... Eu credeam că suntem deja în 100 de secunde. Începem cu domnul Mihai Manole. Deci ce aș menționa, cred că ar fi important că de luni, de luni vom avea acea sarcină de a munci, a munci și a munci încă o dată, da? Cine ar fi? De luni, noi muncim și acum. Și acum, dar de luni, de indiferent, deci trebuie să mergem înainte, vectorul este clar, da? Deci aia, ca scopuri nobile, mărețe, există și tot în mâinile noastre. Cum vom vota? Cum vom conștientiza responsabilitatea, da? Deci cred că așa vor fi și, mă spune așa, și situația noastră după aceste alegeri. Avem foarte mult de făcut. Noi am discutat cu păreri de bine sau de rău, ca spun, mai mult aspectele care țin de justiție, de multe. Noi absolut n-am vorbit de aspectele economice care, în opinia mea, nici n-au avut o atenție în timpul guvernării astea. Au rămas într-o parte un șir de reforme, sistemul de pensii, deci nu au fost votate un șir de legi care ar fi trebuit să decentralizeze puterea financiară în teritorii și multe, multe alte lucruri. Apropo, lucruri care au fost negociați și cu partenerii noștri din Europa, dar nu au fost îndeplinite, au fost lăsate după alegeri, că vor fi prezentate. De aceea, rămân optimist, cu încredere că totul va fi bine. Data asta am să aleg o altă schemă de oferire a cuvântului, Kiril Măsfan. Mie mi se pare încă că este foarte important să, ca mesajul nostru să conțină chemarea la vot. Mai există și pericolul că multă lume decepționată nu va ieși la vot. Dragii mei, vreau să vă convinc că este absolut necesar să ieșiți și să vă dați votul. Și evident că aș insista că acest vot să fie rațional dat pentru partidele de orientare democratică. S-a demonstrat deja pe parcursul ultimilor ani că avem șansa să ajungem în Europa. Dar trebuie să punem și noi umărul. Iată, vine 30 noiembrie și e marea noastră șansă când putem să demonstrăm că avem demnitate, că avem onoare, pentru că acest vot pe care o să-l dăm ține și de demnitatea noastră. Sunt absolut sigur de aceasta. Sunt foarte multe personalități în diferite partide pentru care mi-aș da și eu votul aparte dacă ar fi lucrul acesta. De data aceasta trebuie să alegem însă între forțele care cu siguranță vor menține cursul european și ne vor aduce cu siguranță acea viață pentru care ne zbatem noi acum, pentru copiii noștri. Forțe care vor pune în capul mesei legea, vor combate corupția, forțe care vor demonstra că în statul Republica Moldova, care se pretinde a fi stat democratic,
pilonul de bază rămâne a fi justiția. Stanislav Pavlovski. Da, oricum ar fi, viața merge înainte și cu toate deficiențele pe care noi le-am observat în timpul acestei companii electorale, totuși eu sunt mai mult decât sigur că viitorul parlament o să fie parlamentul pro-european. Și eu totuși exprim o speranță moderată că acest parlament nou format se va ocupa cu reformarea reală și nu mimată. Și în primul rând mă refer eu la reformarea sistemului justiției din Moldova. Știți care este articolul cel mai important din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului? Cel mai important articol este articolul 6, care garantează dreptul la un proces judiciar echitabil. De ce? De aceea că toate celelalte drepturi pot fi protejate doar prin sistemul judecătoresc. Și în cazul în care sistemul judecătoresc nu lucrează ca lume, toate celelalte drepturi devin niște drepturi iluzorii. Deci eu aș dori că cetățeanul nostru și politicienii noștri să înțeleagă că reformarea sistemului judecătoresc este o prioritate absolută. Și sper că parlamentul nou o să facă treaba. Andrei, mai e ceva de adăugat? Mai ai 100 secunde. Dacă mai e ceva de adăugat. Mesajul meu aș vrea să-l repet în continuu, poate chiar să conving lumea, că totuși avem nevoie ca, întâi de toate, să ne gândim și la ideea ce nu ne trebuie să avem în Parlament. Nu doar ce ne trebuie să avem acolo, dar ce nu categoric n-ar trebui să avem. Pentru că dacă nu vom avea rău acolo, binele încet, încet va veni. Mai repet aceeași idee. Că am văzut zilele astea, spunea iarăși ăștia 2 metri de Marian Lupu, spunea nu vom face alianță cu Partidul Comuniștilor. Dar nici nu este nevoie, dar de unde vii tu? Ești la Partidul Comunist. Plahotniuc de unde este? Nu a stat în spatele Partidului Comunist. Când îl văd și pe ăsta mic sârbul, la fel. Și dacă mergem pe lista lor, o să vedeți că avem același Partid Comunist. De ce ar trebui să mai fac alianță? Și mai sunt încă 12-15 indivizi pe lista comuniștilor, care iată că îi vedeți. Acum, întrebarea este de ce în locul lui Plahotniuc și a Partidului Democrat n-ar fi alte... Și faceți un exercițiu de imaginație, m-aș ruga la legătorii noștri, să fac un exercițiu de imaginație. De ce nu fi în locul Plahotniuc, pe exemplu, Sergiu Mocanu cu acei 10-20 de tineri ai săi? Nu vă place Sergiu Mocanu? Mergeți, domnule, la echipa Ani Ursache. De ce nu v-ar plăcea echipa Ani Ursache cu o doamnă Potângă și așa mai departe de acolo? Haideți, domnule, că se poate. La domnul Chirtoacă, Nicolae Chirtoacă. Eu am preferințele mele și am să merg cu familia și am să dau două voturi. Am să spun că trebuie să mă împart în două. N-a fost vina mea că cineva ne-a împărțit în două. N-a fost vina mea. Eu am vrut să fiu în comun, să venim să scoatem răul din Parlamentul Republicii Moldova, dar am să dau, așa o să împart eu două voturi. Până așa simt eu. Neapărat o să-i dau Ani Ursache un vot. Neapărat. Ana Ursache. Ieri am fost în satul Văleni. Acolo unde s-a născut și a copilărit marele nostru poet Gheorghe Vodă. Avea Gheorghe Vodă un personaj îndrăgit, un filozof, îi zicea Moș Pasăre. Și a fost odată Moș Pasăre întrebat de un drumeț, ce faci Moș Pasăre în câmp de dimineață? Zicea Moș Pasăre, păzesc umbra. De ce o păzești? Să nu se lățească, a fost răspunsul lui Moș Pasăre. Deci vreau să ne ferim de o umbră lată. Umbră lată înseamnă negru, înseamnă obscuritate. Și sunt indivizi printre noi în lumea politică care au această umbră atât de lată încât împreună, dacă se unesc, riscă să ne întunece soarele. Și odată pentru totdeauna, o cale bună și prosperă. Aș vrea fiecare de noi să aibă grijă atât de umbra sa, cât și de umbra celui de aproape, să-l îndemne să iasă la vot. Cei care sunt din partide să aibă de asemenea grijă, ca nu cumva o umbră lată, lățită deja, a unui lider de-a lor, să nu le împiedice o cale sănătoasă, pro-europeană și să dea dovadă de curaj și de demnitate. Aș vrea să rog fiecare din cei nehotărâți, din cei care sunt supărați și pe bună dreptate supărați, să vină să ajute, să nu intrăm în obscuritate, să nu ne întoarcem cu 10 pași înapoi, să tăiem odată și pentru totdeauna amintirea, orice umbră a comunismului și să nu ne lăsăm umbriți de acel dezmăț care le-a lățit
umbrele, așa precum spunea Moș Pasăre, unora din politicienii noștri cu care nu mai trebuie să mergem înainte, cu care trebuie să ne, deci împotriva cărora trebuie să facem echipă sănătoasă și să mergem bine, bine pentru Republica Moldova. Valentin Norgănuc. Aș vrea să mă confesionez. Poate că cineva crede că eu am decis deja. Atâtea mesaje electorale, atâtea am spus. Dar vreau să vă spun că în acest moment, sincer, n-am reușit să fac compromis cu propria mea conștiință încă. Complicat. Este destul de greu să faci acest lucru. Această sintagmă, această presiune electorală asupra noastră, pe data 30, este o zi crucială. Nu este nimic altceva decât o strategie electorală, deci pentru a pune presiune pe conștiința noastră, pentru a pune presiune pe raționalul nostru și a vota așa un pic cu un ochi închis. Da, eu voi merge ca și toți cei care sunt conștienți de necesitatea participării la alegeri și nu la vot. Voi merge și voi alege într-adevăr rațional, dar nu am făcut un compromis, v-am spus. Și cu toate acestea vreau să vă spun că știu, sigur, ce va fi după data de 30 noiembrie. După 30 noiembrie va fi 1 decembrie, ziua Unității Naționale a Românilor. Iar pe 30 noiembrie, numai 5 secunde, vă rog, 5 secunde, am în contul domnului. Gata, domnului. La mare 40. Pe 30 este totuși Sfântul Andrei, cel primul chemat și nici de cum nu este primul în lista de vot. Așa că vă rog, nu mai votați numărul 1. Vot masiv, conștientizat. Aici nu s-a vorbit deloc despre candidații independenți. Au și ei o șansă decât să stricați votul, decât să nu ieșiți la vot, dați-l lui Cernet, dați-l lui Brega. Nu îl dați lui Doga, că este un judecător corupt, vă asigur eu, fără niciun fel de probleme. Este foarte important să venim pe data de 30 la vot. Trebuie să venim masiv. Că am făcut compromisul cu conștiința, că nu l-am făcut, că vom vota rațional, că vom vota cu sufletul. Nu contează. Important este să venim acolo și aducem fiecare buletin, pentru că ei asta așteaptă, să nu venim și în acest mod să fraudeze alegerile, să-și facă mendrile, să facă ceva. În momentul în care te-ai dus și ai semnat și ai luat buletinul, după asta poți să verifici dacă votul tău a ajuns acolo sau nu a ajuns acolo. Încă o dată, repet, garanția cursului pro-european există. Nu mai există acest vector vestic, nu este puternic, este distrus. Practic ei nu au nicio șansă. Prin urmare, este important ca în acest Parlament, chiar dacă are șansă PLD-MEU, chiar dacă are șansă PL-ul, este important ca șansele lor să nu fie, adică să nu aibă ei marea majoritate, ci să vină alte formațiuni, cum ar fi PLR-ul, cum ar fi Antimafia, cum ar fi Forța Poporului, chiar aceiași independenți, să vină și alți oameni, să vină forțe proprii care într-adevăr să facă reforme, care într-adevăr să se ocupe de justiție, care într-adevăr să se ocupe de cetățean, să distrugă acest flagel preluat de la comuniști și amplificat în ultimii 5 ani. Și foarte important, ca atunci când vor forma această coaliție, în momentul în care vom auzi, prima dată vom auzi, vom afla, vom intui că ei încearcă să departajeze instituțiile de drept ale statului, procuratura, instituțiile de judecată, CNA-ul, CNI-ul și așa mai departe, în acel moment le vom organiza un Maidan ucrainean, ne vom organiza în așa fel încât vom ieși cu toți cetățenii acestei republici și ne vom face dreptate. Iată că s-a terminat această ultimă ședință a cabinetului de numbră în perioada electorală, dar nu și munca noastră pe care trebuie să o depunem în următoarele două zile. Dacă vă amintiți, acum două săptămâni v-am propus un experiment. Să ieșim cu toții masiv la alegeri, să-l votăm pe Iohannis, care nu avea nicio șansă conform sondajelor, și să-l scoatem învingător. Asta am făcut și experimentul ăla a mers. Vă propun acum să repetăm figura. Să ieșim cu toții la alegeri. Și încă ceva. Hai să facem un rămășag. Eu zic, pe 1 decembrie vom sărbători venirea la putere a partidelor pro-europene, cu o singură condiție. Dacă prezența la vot se va apropia de cota 70%, victoria este sigură. Așa cum au spus și invitații de azi. Gândiți-vă la toți concurenții electorali. Toți au șanse. Dați-le șanse tuturor celor care credeți dumneavoastră. După ce ați analizat tot ce spun ei,
cine sunt pe liste, dacă vă vor minți sau dacă se vor ține de cuvânt, este important să vă urmați rațiunea care de data asta nu trebuie să ne minte. Eu unul am să ies la vot, bineînțeles, pe 30 cu toată familia mea. Eu am o familie numeroasă. Sunt 5 voturi în familia mea și am să votez PLR-ul, poziția numărul 5 în buletinul de vot. Și am să iard pe oligarhi la vot, ca să fac lumină, mai multă lumină.